Bună ziua! Văd că suntem consilieri suficienți, de jumătate plus un... Deci suntem 9 consilieri, putem începe ședința. Primul punct este cine este de acord cu procesul verbal de ședința anterioară. Abțineri? Împotriva? Mă scuzați, motivarea procesul verbal. Și avea o întrebare. La hotărârea numărul 50 din ședința trecută cu Consiliul de Administrație Ocolului Puput Provizoriu. O întrebare așa avea. E legal că domnii consilieri să fie angajați la Ocol, care sunt membri în Consiliul de Administrație? Păi cine a ales Consiliul de Administrație în urmă cu 5 ani? Păi acum s-a ales iară provizoriu. Nu s-a ales încă. N-a fost o alegere, a fost o numire provizorie. O numire provizorie care nu puteai face din cauza... din cauza documentației care trebuie să o întocmim pentru nou Consiliul de Administrație. Deci singurul lucru ăsta. Păi am înțeles că s-ar prelungi mandatul 4. Da. Atâta. Deci, secretar nu poate confirma dacă a fost întocmit. Și plus am mai văzut pe hotărâre, deci doamna de la Ministerul de Finanțe e definitiv sau doar pe ăștia 5 ani? Că scrie că e definitiv, deci până la pensie... definitiv? Așa scrie în hotărâre. Nu scrie așa, definitivă. Deci se alege din 4 în 4 ani. Deci dânsei s-a prelungit mandatul încă pe 4 ani. Se aprobă numirea definitivă a administratorului. Da. Dar nu mai presus de lege. Deci, din 4 în 4 ani sunt alegeri. Am pentru înțeles, că ea nu are știam, voie... definitiv până la pensie, până la... Dumnezeu, da. Dar legea spune că ea nu are voie mai mult de 3 consilii de administrație. Da. Deci nu putem vorbi de o definitiv până la pensie. Am înțeles. Da, am întrebat. Da, aveți o motivare la cei care s-au obținut la procesul? Eu n-am fost prezent. Bun. Domnul Altean, deci am supus la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Sunteți de acord pentru votarea? Sunt. Da. Trecem la următorul pas. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii a ședinței ordinare din 20 și 6 septembrie 2019. Ordinea de zi o aveți fiecare în față, să nu mai citesc încă o dată. Da. Ați primit toți invitații și dacă sunteți de acord, cine este de acord cu ordinea de zi? Punctul 1. Punctul 3. Punctul 3, da, de pe ordinea de zi. O să punem de hotărâre. Desemnare. Da. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și al primarului Comunei Ghimeș-Făget în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Școala Gimnazială Denii Gergeli. Aici avem... persoanele care sunt desemnate se propun Suciu Ladislau, consilier local, doamna Borca Edith, Elisabeta, consilier, în cadrul aparatului de special. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și al primarului Comunei Ghimeș-Făget în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Liceul Tehnologic Făget. Aici sunt desemnați eu, Hăinală Valentin Vasile, Oltean Viorel și Palmin Odora. Cine este pentru?
Abțineri împotrivă. Și un abțin. Deci, două abțineri. Așa. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget. Deci aici cu statut de funcții, cu statut de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Ghimeș-Făget prin transformarea unor funcții publice astfel. Funcția publică se de conducere de secretar ocupată de doamna Florian Alina se transformă în funcție publică specifică de conducere de secretar general. Funcția publică de execuție de consilier gradul profesional asistent în cadrul compartimentului tehnic urbanism ocupat de Bârsan Victor se transformă în funcție publică de execuție de consilier achiziții publice. Astea două. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Ghimeș-Făget. O avem pe doamna contabilă care ne poate spune. Da. Este vorba despre, s-au primit banii pentru, știți că am avut proiectul cu excavatorul care a fost prin fonduri europene. Am depus cererea de finanțare pentru recuperarea sumelor și ne s-au întors banii înapoi, în sumă totală de 553.868. Deci atât am cheltuit cu achiziționarea bulgurilor, ne s-au întors banii înapoi. Iar pentru contractul de finanțare la cămin, am cerut să ne se deconteze serviciile de consultanță în valoare totală de 29.880, care ne s-au decontat și astea. Deci ne-au venit banii înapoi. Prin hotărârea de guvern 698 de pe 17.9.2019 ni s-a dat la fondul de intervenție sumă de 42.000 de lei pentru calamități pe poduri. La sume din TVA la 11.0206 am primit suma de 12.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Avem adrese de la cele două școli, de la Liceul Tehnologic și Școala Daniel Gargai, prin care ne solicită alocarea sumei de 10.000 de lei pentru Liceul Tehnologic și Școala Daniel Gargai 10.000 de lei pentru repararea grupurilor sanitare. Acum, făcând o analiză la semestru 1, constatat că am încasat mai multe venituri decât au fost prinse în bugetul inițial aprobat prin hotărârea de guvern, prin hotărârea Consiliului Local numărul 30/24/2019 la următorii indicatori. La impozitul pe venit avem o diferență de 1700, deci am încasat în plus 1700 de prevederile bugetare. Indicatorul 070101, care reprezintă impozitul pe clădiri persoane fizice, am încasat în plus 19.300, am avut 42.040 și am încasat 61.400. La impozit pe extravilan am avut 34.000 cuprins în buget, am încasat 135.287, avem un plus de 101.200. La taxe de timp judiciar,
am avut în buget 5.800, am încasat 2.100, am încasat 7.991, deci în plus de 2.100. La alte impozite și taxe pe proprietate am avut cuprins în buget 780, am încasat 3.554, deci un plus de 2.700. La impozitul pe mașini, persoane fizice, am avut cuprins în buget 28.000, am încasat 89.633, avem un plus de 61.600. La impozitul pe mijloace de transport persoane juridice, am avut cuprins în buget 16.600, am încasat 17.997, deci 1.300 în plus. La autorizații de funcționari, am avut în buget 2.970, am încasat 6.250, deci avem în plus 3.200. La alte impozite și taxe, am avut 2.000 de lei, am încasat 3.295, în plus 1.200. La taxe judiciare de timbru, am avut 3.400, am încasat 4.452, în plus de 1.000 de lei. La venituri din amenzi, am avut 27.100, am încasat 54.616, deci un plus de 27.500. Și la alte venituri am avut 1.800, am încasat 2.165, un plus de 300 de lei. Deci veniturile încasate în plus sunt în valoare totală de 228.040. La veniturile care le-am încasat în plus, le-am repartizat la cheltuieli materiale, după cum urmează. La cheltuieli de personal a plus cei 12.000 care ne-au venit în sumă de TVA la capitolul 67 la cămin, la indemnizații pentru persoanele cu handicap 7.000, am pus la cămin 1.250 și la transport 3.750. Iar la cheltuieli materiale la capitolul 51 am pus 68.000, la capitolul 65 am pus 20.000 pentru cele două școli. La 67.0307 am pus 10.000. La capitolul 70 am prins 50.000. La 74 am prins 30.000 și la capitolul 84 am prins 92.040, care și banii pentru calamități. Iar banii care ne-au venit înapoi de la AFIEP, proiectele europene, le-am pus la investiții, că acolo trebuie să impact, pentru că au fost din banii noștri în buget local și am dus înapoi. Am dus la Cetatea Racoții 224.110, la Cămin 100, la Cămin am dus 219.640, la drumul modernizare și reabilitare prin asfaltare am dus 90.000 și la pentru CUC am pus 50.000. Deci totalul care l-am primit de 580.750 au fost împărțit la lista de investiții care am citit mai sus, dacă aveți întrebări. Eu așa vreau. Da. Ați spus bani acolo la cetatea Racoții. Atunci da. Avem bani acolo. Ce mai lipsește din reconstruirea cetății Racoții? Care sunt? Ce stadiu suntem? Unde suntem? Ce mai lipsește pentru reautorizare? Noi am depus proiectul la fondul de investiții. Avem și număr de înregistrare. Acum să vedem ce sunt pe culte. Să vedem dacă ne aprobă să facem cu fondurile europene. Dacă nu, atunci o să pornim din fonduri proprii. Păi da, doamnă, fiți atentă, eu vă cred că ați depus acolo sau unde ați depus foarte bine. Da. În ce stadiu suntem cu autorizații? Acum suntem în stadiu pentru scoaterea avizelor. Deci mai sunt câteva avize, nu? Era basul ăla care am refăcut documentația și am repus atunci pentru ăsta și acum suntem pentru avize ca să putem... Certificatul de urbanism. Da, dar avizele în ce fel? Deci noi acum... Măcar certificatul de urbanism este scos păi, de la dacă noi da, pentru că el pe baza certificatului scoate avizele. Păi asta întreb, că dacă nu aveți nici ăla, măcar atunci mai trece încă 2-3-4 ani până când termină cu avizele. Știți foarte bine că am zis
am încercat, adică încercăm să mergem și pe fonduri, dacă nu, atunci încercăm să mergem. Prima dată ar trebui să punem atenție mai mare la avize, adică să avem o dată și o dată autorizația aia și după aia, dacă o să avem fonduri europene, facem cu fonduri, dacă nu facem din fonduri proprii, că am zis și prima dată. Nu contează cum și am avut bani pentru treaba asta, o să primim și donații mai multe miliarde și din altă parte, numai să ne apucăm să fie finalizată autorizația de construire. Deci și autorizația asta de construire, de când a fost expirat, deja de 2 ani tot îl face. Nu e de 2 ani, de un an de zile, pentru că a expirat, știm, anul trecut, anul ăsta ne-am apucat de documentația, de renoirea documentației. Acum, în ianuarie, februarie, o să avem 2 ani de când tot îl facem autorizația. Sincer. Am făcut tot posibilul. Și prima oară și a doua oară. Acum, dacă așa s-a ajuns... Dar așa s-a ajuns. În fiecare ședință zicem că așa s-a ajuns. Din ce cauză? Spuneți-mi odată că nu există așa ceva că în 2 ani de zile să nu putem să scoatem o autorizație. Atunci înseamnă că ori nu lucrăm normal, ori cineva nu face treaba cum ar trebui să facă. Deci, sincer, nu vreau să mă cer cu nimeni, dar când au treaba asta că atât am putut și atât am ajuns, în 2 ani de zile să nu putem să scoatem o autorizație, domnilor. Vă repet, e vorba de un an din care am făcut documentarea. Un an atunci. Un an. Bun. Bine, mulțumesc frumos. Vă cere. Ceva care are ceva de spus. Așa ca o mică paranteză. O paranteză foarte scurtă. Tot acolo la Rapoții, în zona aia de istorie a comunei noastre, tot acolo trebuia să dea o denumire de stradă. Emil Rebrean. Și e puțin dureros când colegii noștri de la UDMR cer și invocă tot felul de cauze și tot, dar ei nu sunt maleabili cu noi. Deci noi, atâta timp cât avem și noi o istorie, și românismul are o istorie la deal, aș vedea normal ca să fie și ei mai maleabili. Denumire de stradă, ultima stradă din Ghimeș-Făget, să fie denumită Emil Rebrean. Deci, la propunerea noastră care a fost atunci, dumneavoastră v-ați împotrivit. Și, sincer să vă spun, m-a durut și mă doare. Dumneavoastră vreți să înaintați cu toate proiectele dumneavoastră, cu cetate, cu tot. Sunt chestii într-adevăr, care țin de istorie. Și asta ține tot de istorie dumneavoastră. Eu v-am înțeles, domnul. Deci eu vă spun din durere. Numai un pic, că acum vreau că mi-a invit... Să o completez și să nu... Numai un pic, domnul Lucian. Fiți atent aici, domnul consilier. Aici, când a fost discuții de denumiri de străzi, era în felul următor. Nu am cerut niciunul din consilierii care știu eu, nu a cerut nimeni să dăm nume, ba ăla. Am cerut un singur lucru. Să respectăm cum a fost denumite acum 100 sau 120 de ani, sau 150 de ani. Denumirile vechi să lăsăm și dacă n-a avut denumire, să dăm una nouă. Și după cunoștința mea, și după ce știu eu, poate greșesc. Strada aia nu a avut nume Emil Rebrean. Strada aia a fost Pârâu Șanț sau Drumul Vechi. De când e lumea? Și pentru cauza aia m-am împotrivit, înțelegeți? Dacă dumneavoastră credeți și vreți să faceți un balamuc sau ceva, treaba dumneavoastră. Eu nu am cerut să dăm o stradă Șabiodă. Eu nu am cerut să dăm o stradă Doni Gargai, înțelegeți? Eu am cerut cum a fost lăsat și cum a fost denumit și pe Bulovăniș, și pe Tărâu, și la Ghibe, și la Făget. Cum a fost aia veche să lăsăm și în rest lăsăm în coace toată. Deci mulțumesc frumos. Vreau să aduc în completare și denumirea străzilor n-am făcut-o fiecare cum am vrut-o. Ar trebui să ne încadrăm și într-un normativ, adică ordinea și alte denumiri. Da, bineînțeles, au fost niște
discuții, da, vreau să vă spun un singur lucru, nu are nicio treabă una cu alta, deci o discuție cu alta. Domnul Olteanu și-a exprimat o părere, care să știți că nu are treabă cu cealaltă parte. Care acum discutăm. Deci, deci ca să fim, să nu plecăm de aici cumva cu un dubiu. Deci, domnul Olteanu, că știți foarte bine, am discutat, ne ținem la curent și știți foarte bine că și cu cetatea și cu tot. Deci nu, să nu apară un dubiu cumva că nu vor o parte sau nu vor alta. Deci face parte din istoria locală. E vorba și de românismul din Comuna Ghimeș-Făget, e vorba de românismul din Ardeal și la urma urmei avem și noi tot dreptul ca ultima stradă în memoria acelor, acelui luptător și acelui compatriot al nostru să aibă, să poartă denumirea ultima stradă din Ghimeș, pentru că acolo s-a și întâmplat evenimentul. Da. Mulțumim mult. Pot să supun la bun? La vot? Mai este cineva care vrea să mai spună ceva? Da. Deci, referitor la Buldo, pentru că am auzit că e vorba așa de Buldo. Nici o problemă, am votat pentru el foarte bine, e un necesar pentru comuna noastră. Dar, domnul vice, pentru că dumneavoastră sunteți aici și cu dumneavoastră am vorbit, am venit la dumneavoastră, dar și dumneavoastră era și domnul primar. Și era înainte de inundații, deci nici măcar nu veniseră inundațiile la noi. Și știți prea bine că vara asta am avut inundații în Răchitiș. Și cea mai mare apă și care a venit de pe râu și Clău și Respătul. Atât. Care, știți prea bine, care a dus Valea Rece și ce apă a fost pe acolo. V-am rugat atunci, înainte de inundații, domnilor primar și domnul vice, pe Pârâu și Clău locuiesc niște oameni. Sunt acolo nu numai cu stâna, sunt în permanență. S-a tras lemn pe drum, s-a tras lemn pe Pârâu, s-a distrus drumurile. Trimiteți Buldo și trimiteți basculele să se facă șanț și să se facă drum. Pentru că oamenii de acolo plătesc impozit. Așa. Ați spus, da, venim. A venit pe urmă inundația, a dus de tot. De tot a strigat drumul și l-a dus, deci sinistrat am fost și în ziua de astăzi. Deci după atâtea luni după inundații. Și atunci vă întreb, Buldo ăsta, ați venit într-adevăr în satul Răchitiș, ați făcut cât ați făcut, dar prioritatea era oamenii sinistrați, care și la momentul actual sunt oameni care a trebuit ca să își facă Clăi, a trebuit ca să-și plase fânul acolo, n-au putut să meargă cu el. Și atunci vă întreb, nu comentez pe unde a fost Buldo, nu comentez pe unde umblă basculele pentru personalul primăriei, cui fac servicii, nu comentez. Dar, dacă e un bun al comunei să se hotărească, pentru personalul primăriei, să se hotărească cine are dreptul, cine are dreptul la Buldo ăla, cine și cum funcționează. Domnul Bărsan, vă rog frumos să argumentați dacă spuneți că pentru am spus să nu comentez. Da, s-a dus un argument care nu, vorba domnilor, de personalul primăriei. Domnilor, eu am treabă că nu ați adus și ați venit acolo. Noi avem și noi copii. Am venit care acolo. Ce înseamnă că am venit acolo? N-am deci lucrat în Răchitiș, în zona aia. Ați venit în zonă și v-ați uitat și nu ne-am uitat, la Șiclău, nu domnul vice, la Șiclău ați venit și v-ați uitat și ați plecat. În punctul ăla. În punctul ăla. În apropiere unde lucrați. Știți prea bine, noi, cetățenii de acolo, am făcut un pod. Deci din noi, din banii noștri și din, cu forțele noastre, care suntem acolo. Da? Adică și cu ajutorul nostru. Dumneavoastră atâta ne-ați dat două traverse care să le ducem. Atât. Deci n-ați contribuit cu noi, am plătit mașină, le-am dus la deală, am plătit Buldo, dar nu asta e important. Important că e singurul pod din Răchitiș care nu l-a luat apa și v-am rugat, domnule, e aici tractorul, e aici, aduceți-mi și nouă un târj, un brad să-l punem acolo, că la următoarea apă ne-l ia. Sigur că, da, venim. Deci un pod care a rezistat. Bine. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, noi cum? Când s-a votat bugetul, doamna contabilă, o să vină basculele, dumneavoastră ne-a spus aici,
votați încă vine, basculele și face șans și face... Eu am spus așa ceva? Sigur că da, domnule, aici când m-ați chemat de acasă. Eu am spus așa ceva? Sigur că da. Îmi pare rău, dar eu așa ceva... Dumneavoastră nu ați reținut, dar eu știu. Da, eu am mintea sub. Așa, în fine. Și atunci, domnul Vicelis. Da. Vă rog frumos, nu-ți contra, dar buldul ăla să-l trimiteți și la noi, în zona noastră. Pentru că știți prea bine că o să vă noi a trebuit, acum s-a refăcut drumul, a trebuit să vină alt om, să pună bani, să primească un alt buld de excavator, să vină să ne facă nou drumul. Pe atunci, pentru ce? Pentru ce din nou oamenii cei care locuiesc în amonte de mine, că locuiesc pe acolo și n-ați vrut ca să vin, sau nu știu care e. Care e explicația dumneavoastră? E singura zonă din Răchitiș care ați evitat-o. N-am evitat-o. Atunci ați făcut. Dacă îmi permite, vreau să vă răspund la întrebare. Deci în zona Răchitișului am intervenit și pe albia râului și în zona podului unde au fost podurilor, mai multor, adică au fost la două poduri, unde, și la, unde a spus și dumneavoastră, încă n-am ajuns. Dar să știți că în Răchitiș încă n-am terminat. Datorită faptului că au venit, după cum a spus dumneavoastră, au venit la un moment dat după ce ne-a spus că să mergem în partea de sus și au venit calamitățile, noi ne s-a dat peste cap planurile. Noi nici acum n-am reușit să le facem în totalitate. Și când vorbesc despre Răchitiș, să știți că la fel pot să vorbesc și despre Bolovăniș, la fel pot să vorbesc și despre Făget, la fel pot vorbi și despre Ghimeș, unde... Cine m-a văzut știe că peste tot am avut probleme și am intervenit cu tot ce am putut. Sigur, de la domnul. Eu vorbeam de sinistrați, domnule. Vreau să... Deci în orice condiții de calamitate, sinistrați trebuie prima dată după mine. Lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Deci vreau să vă spun că încă nu am terminat lucrările după calamități. Deci nu s-au terminat. Acum, dacă vrem să dăm vina pe cineva, se poate da. Deci noi încă și acum, în continuare, asta facem. Refacem tot ceea ce s-a stricat în diferite puncte ale comunei. Sigur că da, domnul vice. Aveți dreptate și da. Perfectă dreptate. Eu vă mulțumesc. Doar vreau să vă aduc la minte că și la data de astăzi noi suntem sinistrați. Și dumneavoastră știți ce înseamnă sinistrat? Deci noi nu putem ca să intrăm cu nici măcar cu căruța în curte. Dumneavoastră știți că și până ajunge la dumneavoastră, de exemplu, ultima zonă unde era drumul, era în apropierea dumneavoastră. Deci și până acolo deja era o problemă. Și pe noi a trebuit să ne lăsați și până în ziua de azi sinistrat. Nu v-am lăsat intenționat. Dar ce ați făcut? Deci nu v-am lăsat intenționat. Să știți că noi am venit, de exemplu, de acolo, ne-am mutat la... Am avut o lucrare la podul de la Halta Bolovăniș, unde câteva luni s-a trecut pe o punte, care în fiecare zi și acolo era o problemă. Am avut probleme jos la digul ăla de la Ghimeș, unde sper că l-am putut un pic reface. Și suntem, v-am spus în continuare, eu ce pot să vă spun, o să încerc să ajung... Zice, acest bondor cu șoferul avea treabă o jumătate de oră, ca să ne... Bun. Accesul să-l facă oamenii de acolo să poată trece. Deci, atât o jumătate de oră. Am înțeles. Știți că și la Răchitiș am înlocuit, era podul ăla, podețul ăla cu tubul ăla, care era în zona dumneavoastră. Eu știu ce ați făcut, că pe acolo ce nu știu. Am înțeles. Foarte bine ați făcut ce ați făcut, dar n-ați făcut și ce trebuia. Am înțeles. N-ați terminat. Eu v-am spus că n-am terminat. Am fost de acord tot să luăm un bulldo pentru toată comuna asta, nu doar pentru... Dom'le, dar dacă s-a lucrat la drumul ăla și la podețurile ăla, nu-i pentru comună? A, da. Deci, v-am spus, dar pentru accesul că se numește, neavoință pentru o jumătate de oră. Nu e neavoință și o jumătate de oră, domnule. Nu folosesc cuvinte care nu are rost. Da. Atunci, deci dumneavoastră, dacă ați pentru o jumătate de oră, de ce n-ați dacă ați găsit un punct, oamenilor din zonă? Dacă ați găsit, eu v-am spus că o să încercăm să ajungem acolo. Da. Dumneavoastră, dacă mi-a spus că era voință, credeți-mă, cred că fiecare ar putea să spună de aici, unde, în zonele unde nu s-a făcut ceva, că era voință. Domnilor, unde locuiesc oamenii, accesul să nu le... Să nu uităm din deci să ne exprimăm corect. Deci locuiesc cu oamenii, e vorba de stâni în zona aia. Nu, domnul vice. E vorba sunt de locuințe. Permanent locuiesc e vorba acolo. De stâni. Sunt câteva familii care sunt permanent deci, să locuiesc acolo. Eu vă spun, e vorba de câteva familii, eu cunosc și eu zona exact ca și dumneavoastră. Deci nu mi-aduceți la cunoștință mai mult decât... Sunt 7 familii, dintre care
patru familii locuiesc în Varna. Dintre care una sunteți și dumneavoastră. Deci aveți și un interes personal până la urmă. Iarna și Varna. Nu, domnule, eu până la mine mi l-am făcut. Eu vorbesc nu vi l-ați făcut, pentru că drumul chiar și acces... Domnul Bărsan, deci s-a lucrat la un drum, la un moment dat, a lucrat primăria, care era acces și spre dumneavoastră. Dar nu s-au făcut toate, am înțeles, v-am spus. Facem tot posibilul să facem. Am înțeles, dar faceți-o că... Mulțumesc, Buldo, noi doar pentru lumea, pentru toată lumea. Am votat toți pentru el ca să facă. Toți părinții au copii, trebuie să-i dea la școală, trebuie să cumpere rechizite, nu ca să plătească din bani Buldo ca să își facă accesul. Și în timp ce Buldo face accesul tractorilor și tafurilor spre pădure. La asta mă refer, domnul vice. Bine, dacă dumneavoastră spuneți că face accesul... Exact la asta mă refer. Și dumneavoastră știți prea bine. Nu știu. Nu trebuie ca oamenii să dea din buzunarul propriu în loc să-și cumpere la copii rechizite că încep școala. Că se întâmplă tragedii... Că nu ajung banii. Și atunci noi vedem Buldo că lucră pe alte părai să, și știți dumneavoastră bine ca să... Pe ce părai, domnul Bărsan? Vă rog frumos spuneți. De exemplu, pe părâu sărat, câte familii lucrează, domnul Vici? Deci pe părâu locuiesc, sărat, locuiesc. Să știți că exact la fel s-a lucrat o jumătate de oră, o oră, că spuneți dumneavoastră, așa. Pentru că eram în zona aia și erau oameni care trebuie să circule în partea aia. Tot la fel. Spre locuințe. Spre locuințe, da. Nu, domnul Vici. Pe părâu locuiește, domnul, are drum de costă. Așa. Și singurul care umblă acolo. Mai sunt familii, dar că au drum de costă. Pe pârâu la deală, doar spre pădure este acces. Domnule, acolo eu știu că s-a dat să se lucreze, să se deschide zona aia pe care a fost. Când am adus brazei, trebuie să deschide să ajungă din brazei. Da, la braz. Dar noi la locuințe, oamenii la locuințe, nu trebuie să ajungă. Doar la braz. Bun. Vă mulțumesc, atât am vrut să... Pentru că am trebuia să ridic problema, pentru că cetățenii vin la mine, zic, domnule, dar noi și în ziua de azi suntem sinistrați. Dacă merg la dumneavoastră, atunci... Păi știu că vreți să vină toată lumea la dumneavoastră, dar suntem în zonă și dacă nu au acces, ce să facă? Domnul Bărsan, dacă merg la dumneavoastră, încercați să-i ajutați. Păi... Dar nu se aduceți reproșuri altcuiva. Nu, domnule, dumneavoastră ați vin cu Buldo și pentru o jumătate de oră n-ați deschis drumul, nici în ziua de astăzi. Asta e treaba. Am înțeles. Vă mulțumesc. Aici la bugetul ăla se poate? Da. O întrebare mică, nu? La doamna, în legătură cu bugetul la Donigaia, atunci cu proiectul ăsta, dacă se aprobă, atunci poate să facă plățile către restaurant unde... Da, pentru că eu cobor acum jos, îi spun să-și pună 10.000 aia în buget, da? Îmi trimite bugetul și noi îl trimitem mai departe. Bine, am înțeles. Mulțumesc frumos atât. Bun, să pun la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, în unanimitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi. Îmi permite să mă restaurant. Trece la punctul numărul 8, se pare. Masa pentru copii. Știți ce de plătită. Și părinții au pus bani, dar trebuie de fiecare proces să se facă carte și carte. Ce valoare? 15.000. Vă mulțumesc frumos. Mă duc să... Mulțumesc și să luăm. Așa, trecem la următorul proiect de hotărâre privind completarea listei partizilor și aprobarea destinației modului de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase, care va fi recoltată începând cu data de 01.10.2019 de către regia publică locală OSE Ghimeș Făget. Cine vrea să... Discute referitor la treaba asta ceva, dar nu avem din partea departamentului CPT. Ce s-a venit? Avem. Da? Sunt discuții? Cu? Referitor la... În lista partizilor. Da, acolo sunt. Are aviz proiectul ăsta? Are. Da. Am solicitat în Comisia de Specialitate să ne înainteze mai multe documente. Am înaintat, dar un centralizator cu lemnul de foc trimis către școli nu ne-a răspuns la solicitare.
deși trebuie lau, pentru că s-au dus le la școli și se duce în continuare, duce în continuare. Ne-au trimis APV-urile, care nu toate sunt înregistrate în sumar, deși în adresă scrie că sunt înregistrate în sumar. Asta am vrut să întreb și eu, că sunt niște acte punere în valoare APV-uri care nu are număr de sumar. Nu are număr de sumar și tot este semnat și verificat în domnul șef de ocol. Cum poate să fie așa ceva? Sau este legal? Nu sunt în domeniu. Ar trebui întrebat care treaba. Că aici una este... Dar parcă a fost, a dat explicație. A fost în comisie și... Păi că după ce verifică, dar da forestieră, da. După aia se dă număr de sumă. Dar da forestieră că n-a dat okay pentru... Partizele accidentale se verifică toate de către garda forestieră. Eram la ședința de comisie. De-aia am întrebat că nu sunt de în domeniu și ca să știu și eu ceva. Da, pe era... Poate în ședința următoare să ne trimită un centralizator plenul de foc în ghele către școală. Câți metri cub fiecare școală, câți metri cub și fiecare instituție, că era vorba nu numai de școli, era vorba și de primărie și de... Poliție da. Și de patruhii și de toate. Deci vă confirm că ți-am adus, deci am adus lemn și la primărie deja pentru iarnă, ți-am adus pentru cămin, au adus și pentru ei, s-a cărat și la școli, deci momentan noi asta și facem acum. Deci crăpat, așezat, lemnul de foc. Eu am trimis adresă către ocol cu copie după raportul Comisiei de Specialitate. De scăpat. Deci trebuia să aduc... Ce e aici raportul, da. Nu, au completat raportul de specialitate, este acolo cu toate APV-urile. Da. Toate ce da. Mai trebuie acum. Păi le cerem și... să ne pentru ședința următoare. Mai are cineva ceva discuții de vreodă la punctul ăsta? Punctul 7? Da, da, cu partidele. Da, eu sunt... de acord cu toate, ca să fie aprobate, să treacă prin Consiliu, cu, am trebuit să schimbă un pic, este un proiect, este o partidă care este că îl scoate ocolul și vinde de la drum auto. Eu, așa mă gândesc, de la 4 ani de zile a fost murdărit oamenii, cu accidentale, cu ăsta, n-au avut un lemn bun ca să vândă. Și unde a fost, a fost niște lemne care dacă s-a dus în pădure, a venit acasă, seara nu primea atât cât a dat pe lângă. A muncit degeaba. Și este o partidă tereroasă care e aproape lângă drum și ăla ar trebui să dăm la populație, se duce cu un cal, nu-l duce acasă, îl scoate lângă drum, de acolo să-l cumpere un patron, cine vrea nu-l, nu mai interesează, de pe teoreu. Dar și omul de rând să primească un ban, nu că să-l pune pe voi studiarul oamenii și lângă drum care e... se poate scoate și cu un cal și poate să facă 2 milioane pe un cal un om sărac, să facă și el un ban, nu? Deci haideți să văd modul de exploatare, da. Dacă îl poate face o persoană fizică la chestia asta. Numai un pic. Cum poate să facă restul, poate să facă și asta. Numai un pic, acum vreau să întreb pe Coci, că și eu am auzit, nu eram, îmi pare rău, în comisie, nu am fost prezent, dar era vorba de nevoi proprii de 680 de metri. Ăla este e partida la... Deci nu este vorba de nevoi proprii. Este vorba de exploatare în regim, în regie proprie. Regim proprie. Asta se poate acolo. Da, înțeleg, dar eu am vândă de lângă. Eu am confundat unul cu altul. Nu, au rectificat ulterior pentru că nici noi nu înțelegeam ce înseamnă exact nevoi proprii, că am înțeles că pentru... Pentru ei. Pentru ei sau pentru proprietari, dar nu este vorba. Am înțeles, dar e vorba de aceeași partidă. De aceeași partidă. Am înțeles, asta am vrut să întreb. Trebuie să-l ajutăm. La un moment dat trebuie să ajungă și ei ca să poată face exploatare în regimul propriu, pentru că ei la un moment dat trebuie să ne ofere ceea ce le cerem noi. Chiar dacă e lemn de foc, chiar dacă e lemn de lucru, chiar dacă e pentru nevoie. Deci ei dacă nu au, asta trebuie să o discutăm cu ei, pentru că nu... Trebuie să vedem un pic ce și cum. Na. Nu știu, cum trebuie să vedeți, dar ar trebui să meargă la oameni. Asta am vrut să zici. Că e lângă drum, trebuie să treacă 50-100 de metri cel mult. Ați fost în comisie. Dar nu poți să lase în pădure fără să ceară. Dar unde? Unde era? Slavica? Dar unde era?
domnul... Dacă nu trebuie să doboare în parte, și în altă parte cum lasă. Trebuie să-l doboare toaletă. Îl doboare, dar are cine să doboare, că sunt angajați în curtea care vin dimineață și stau la bârfe, de dimineață de la... Nu mai sunt. Au plecat. Găsim. Se duce pădurar cu doi oameni și îl taie. Nu-i probleme. Trebuie să ne gândim din punct de vedere legal ce au de făcut, ca să, deci, să nu-i puteți, să nu-i puteți. Hai să avem niște lemn mai buni și pentru oameni. Hai să înțelegem un lucru. Trebuie dacă numai pe lemn este și așa. Ăsta e aproape. Domnul Oltea, dar acum, din câte știu și acum, este lemn pentru oameni, este de dat. Da, problema accidental. Problema e că prețul... Domnul viceprimar, dacă tu te-ai duce acolo cu un cal și ai vedea ce este acolo, tu seara ai zice că mai bine mănânc cartof. Un cartof cu un pic de brânză sau nimic. Decât să mă duc eu acolo cu calul, să aduc un lemn. Hai să vorbim la teatru. Suntem, băi, sunt agenți care are tractoare, are draci, are. Să meargă acolo pe vârful dealului și lângă, la oameni să dea lângă drum un pic. Să aibă și ei un chef. Că am ajuns acolo, că dacă mai continuăm așa cum este acum. Care se pot da către. Ei ne-au dat un răspuns. Peste un an de zile rămânem numai noi. Și atunci o să încăpem aici, nici nu ne certăm, nici nu. Dar că noi încăpem și acum. Că dreptă seara zicea și ăstea care cumpără vaci, Ovidiu de la noi din comună, că zice, domnul Caru, nu știu ce se întâmplă cu comuna voastră. Ovidiu nu știu cum cumpără vaci din comună. Cumpără cum poate și el. Dar am ajuns acolo că toată lumea vrea să vândă din comună. Da? Și toată lumea vrea să plece. Dacă n-aveți animal, nu cunosc. Da, da. Nu, dar poate nu mi-a vrea să plece din comună. Să face... Și atunci încăpem liniștit. Da, da, a fost vorba, domnul viceprimar. Am zis că haide să facem atâția bani să cumpărăm o mașină de lapte, să-l adunăm. Are cine să cumpără. Dacă ar fi adunat, ar cumpăra și Luca, ar cumpăra și Odorei, ar cumpăra și Ciucu, dacă ar fi adunat. Dar n-am fost în stare să cumpărăm o mașină. Mai bine am cumpărat o mașină pentru primărie. Că la primărie sunt 4-5 oameni care umblă cu mașina aia, înseamnă mai mult ca 4.000 de oameni. Dar fiecare, eu nu vreau deci, să mă cer, dar... Deci, ar trebui să înțelegeți foarte mult că primăria ce ține, deci la un moment dat, sunt niște lucruri care trebuie să le facă. Nu am zis că nu trebuie să nici facă. Nici de la primărie, fiecare vine pentru un salariu, fiecare... Dar nici ne visează, să știți că ne deplasăm și cu mașinile personale, să știți și asta. Dar și altul așa se deplasează. Da. Cu mașină proprie. Domne, vorbim despre venirea da, serviciului, nu scrie fișa postului, dar că... Dar nu era mare lucru să cumpărăm o mașină și să adunăm. Uite, din recitiș în fiecare dimineață, care lapte la Lunca. O mașină pentru unul trebuia, nu trebuia doi acum. Că am ajuns acolo când mai sunt 1.000 de vaci în cuvânt, dacă mai sunt. Pe hârtie, cred că nu sunt. Este nici atât. Sunt undeva la 600 și ceva după... Dar asta trebuia. Ce vreau să vă zic, asociațiile ce fac? Care? Păi da, sunt. Păi da, domnule, operativă, să ce mai este? Ați avut și dumneavoastră o asociație operativă. Ce fac ălea care sunt? Ălea trebuie încurajat. Păi da, aia nu mai sunt care, cu care ați fost și ați luat banii de la... Zic ălea, ălea ar trebui să... Asociația ar trebui să fac. Păi da, era momentul, păi atunci ce să mai face? Pentru că noi am fost solicitare la primărie, da? Înțelegeți? Și cineva s-a pus curmezii, să nu putem noi lua un hectar de teren acolo la Rechitiș, ca să putem face fermă și așa mai departe. Dar cine deci despre asta lăsa? Discutăm. Dar cine nu v-a lăsat? De, uite, Consiliul Local de aici. Noi avem cerere, am avut cerere registrată să putem să facem. Am făcut autorizări peste autorizări și nu ne-a sprijinit. Da, pe Muhoș, da. Nu ne-a sprijinit Consiliul Local cu nimic. Nu știu treaba asta. Și atunci? Da, la momentul de față au fost piedicile momentului. Dar anul trecut aia zic, o asociație dacă există, să facă să fie sprijinită asociația. Haideți să doamna Potavel, trecut, și doamna Potavel v-a spus bugetul. Uitați, și școlile s-au rugat să le putem da, de exemplu, cât mai mulți bani. Vedeți cum deocamdată suntem și cu bugetul destul de șubred. Deci credeți-ne. Una. Al doilea lucru... S-a înființat cooperativa aia care o susține și Consiliul Local. Deci se poate discuta. Haideți, sunteți mai multe persoane, domnul Olteanu. Sunteți și dumneavoastră, nu? Sau... Parcă știu că sunteți. Eu nu sunt. Nu, domnul Olteanu Carol. Dacă nu am o mașină, nu trebuie să iei. Haideți, uite, deci noi suntem acolo. Deci, domnul Olteanu, deci noi acolo în cooperativa aia, dacă găsim soluția și ideea bună, noi putem să contribuim să facem investiție eu pe tema. Eu știu despre ce e vorba de acum. Dar trebuie să... aia, da, dacă trebuie... așa continuă, că domnul Poartă, adică că știu că eu eram acolo,
Eu nu mai știu mai mult. Eu eram că atunci conduceam, când le-a zis repede trebuie să ridicăm mâine, că e săptămâna viitoare depune actele, știa că la trebuie. Eu așa depus pentru proiect. Nici n-a fost pusă pe ordinea de zi. Am votat, hai să meargă ca să putem da drumul. Asta de 2 ani de zile este. Nu s-a mișcat nimic de aici. Eu știu că s-a depus pentru un proiect, pentru vagonul ăla care cu... Deci poate nu să știți mai mult, dar am mai avut nicio întâlnire. După aceea n-a fost nimic. Lunile trecute s-a aprobat un abator mobil, nu? Pentru... Și nu e vorba, nu era vorba că și primăria, adică primăria, acolo unde a fost... Brutărie. Acolo trebuia să funcționeze abatorul și trebuia pe partea cealaltă, tot acolo, aia de lapte. Fiecare centru de colectare al laptelui, da. Pentru ăla am și depus un proiect de hotărâre, da. Pe aia vorbim. Haideți să vorbim un lucru. Ăsta că de vorbit e foarte ușor. Dar fiecare știe care lucrează cu ceva. Noi degeaba zicem că facem proiect abator pentru ăsta. Noi, până atunci, când ajungem acolo să facem abator, să colectăm, trebuia să găsim o soluție, să strângem laptele, cum a făcut cel Lunca. Și dacă era adunat într-un loc bun, venea ori Lunca, ori Miercurea Ciuc, ori e frumoasă, veneau și prima dată îl vindeam. Dar care e impediment aici? Dar cine împiedică să vină să ia laptele de aici? Care e impediment? Care nu vine? Dar cine împiedică? Asta am vrut să... Dar ei nu vin ca să... Dar și ei nu așa vin dacă adunăm. Dar asociația ce face? Hai să faci, ăsta are vorba. Singurul punct de colectare, dacă îl facem împiedică, Chitiș, că în altă parte comună degeaba îl facem. Domnul viceprimar, nu trebuie niciun punct. Trebuie o mașină și un om angajat. Să nu ne mai învârtim în aceeași oară. O mașină, un om angajat să culeagă laptele, să-l ducă la lungă. Să nu ne mai luăm că ori la frumos, dar vin și iau laptele și în momentul ăsta cu leu și 40 de bani, dar trebuie să fie... Dar noi putem face compartiment de genul ăsta? Dar trebuie o mașină și o răcire de lapte. Nu trebuie niciodată. O mașină da, și un om angajat să-l ducă la... Dacă cumva se strică ceva și nu poate să vină, să aibă unde să-l ține pe celelalți. Atâta e. Fiți atent. Păi doamna secretară, e posibil așa ceva? Se poate? Nu mai are să vrem. Nu. Se poate primăria vă să implice în a... Trebuie înființată o asociație lângă primărie, că altfel nu merge. Primăria nu poate să facă un serviciu, trebuie... În cadrul unui serviciu trebuie făcut treaba asta. Cooperativa, dacă primăria poate să se aplece chiar și cu fonduri asupra cooperativei, de ce nu e bună? Cooperativa care e bună, dar să facă odată și odată ceva, că e bună, totul e bună, ăsta a zis și copt. Pe atunci avem reagres. Dar de 2 ani de zile tot e bună și ce fac? Am să fac o solicitare cu întâlnirea cu ăsta. Dar de asta nu se mai fie. Vreau să vă spun ceva. Eu am să fac, îmi permiteți, vreau să fac o solicitare atunci să ne întâlnim toți și noi, primăria și cu toți membrii de la cooperativă. Să vedem care sunt punctele, ce au reușit să facă, ce n-au reușit, reușesc. Măcar din 1 ianuarie să începem să strângem, ăsta e primul indiciu. E bine dacă fac o întâlnire, să fac o întâlnire cu ei. Ca să cumpărăm, să facem cu abatori, să facem pe lumea noastră. Noi degeaba strângem și fiecare știe, dacă nu ai desfacere, nu e așa de ușor, de două dimineața ai adunat. Unde îl vinzi? Că asta e problema, știți care e treaba. Abatorul e altceva. Abatorizarea cărnii, să știți că e un alt lucru. Eu pot să-mi duc carnă, sacrific acolo, e abatorizată, e ștampilată și pot să-mi fac produsul pe urmă sub o altă formă. E altceva de aici. Aici să știți că e un avantaj. Dar până când ajungem noi acolo, mai trebuie. Deci teoretic ar trebui să vină abatorul. Și pot ca ore să tupesc până atunci. Sunteți de acord să organizăm o întâlnire cu cooperativa? Da. Asta e singurul lucru mare, că păcat că uite, mai rămân, suntem câțiva care am vrut să ținem câțiva vaci și nu avem unde să vândem un lapte, nu avem. Avem unde, dar trebuie dus și cu ce să-l duci. Măi, dar nu e indiferent ca mașină, de câte lapte să vândem cu... Primăria îți cumpără, de exemplu, o mașină din aia, te sprijină cu o mașină, dar cine plătește personalul? Tot primăria. Pentru transport. În altă parte știți cum e. Vă zic povestea cum este. De exemplu, dacă ai găsit un contract și ai putut să prinzi un contract cu 1,25 € de bani, atunci la om dai 1,20 € și din aia 5 bani, te descurci. Sau 10 bani. Ăla trebuie să se descurce în regim propriu, adică să ajutăm cu o mașină, cu loc, cu un frigider, cu nu știu ce, dar după aia el trebuie să se întrețină
Și găsim la cum să doi. Ajutorul primăria l-a făcut deja, primul pas l-a făcut. I-a dat locația, nu? Este. Dacă trebuie să se mai implice, atunci primărie, de ce nu faci fabrică de lapte aici? Nu trebuie fabrică, domnul consilier, până atunci trebuie o mașină să care la muncă. Eu, asta zic, dar nu e vorba de asta, domnule, mură în gură la tot, asociația este, nu? Este cooperativă. Da. Păi dacă este cooperativă, să vină aici membrii cooperatorilor, să vedem de ce s-au înființat. Ca să fure căciula unul la altul. Hai aici, că chemăm noi la ordine aici. Ori mai să faci una de lumine altul. Domnul consilier, am plecat de la lista partidilor și am ajuns la lapte. Transformarea asta, nu știu, e bună. E bună, iar de noi iese lapte. Iese, poate acolo iese lapte, de fapt. Pentru transportul laptelui de la Răchitiș până la Lunca, nu trebuie o autorizație cumva. Pentru transportul laptelui. O autorizație, mașina trebuie să obligatoriu când te implici, o mașină trebuie să fie autorizată. Mașina trebuie să fie autorizată. Asta a zis că trebuie să facă o cooperativă sau un serviciu. Și a ce înseamnă? Ăla dacă ai un bun de colectare, trebuie autorizată să facă o cooperativă. Am o rugăminte, mi-am notat ca să fac o întâlnire, să facem o întâlnire. Și o să vă invit și pe dumneavoastră să facem o întâlnire cu cooperativa, că sunt multe de discutat și acolo. Poate și noi avem nevoie de lămuriri, poate și ei au nevoie de sfaturi. Dar, domnul vicepreședinte, când o să fie ședința următoare? Dar până la ședința următoare o să încercăm să discutăm cooperativa, cât timpul trece. Că ideea e bună. Că e pusă în practică. La partid. Asta am vrut să zic. Și la discuții spuneați de preț. Dumneavoastră spuneați că prețul e prea mare. Sunt prețurile destul de mari. Dar, domnilor, cine a votat prețurile astea? Noi am votat prețurile. Nu noi, dar vreau să vă spun că unele prețuri nu pot, știți bine că nu putem să le coborăm mai jos decât se poate. Domnul Ricer, atâta timp cât Consiliul Local e proprietarul la pădurea respectivă, trebuie respectată legea, într-adevăr, referitor la prețuri. Dar, dacă Consiliul Local, prin domnul primar, cine e inițiatorul la proiectul ăsta? Domnul primar, da? Da, spuneți. S-ar implica într-un fel. Deci nu se găsește nicio modalitate de subvenționare, nimic, sau niciun fel de prețul ca să fie mai mic pentru populație. Deci niciun demers nu se poate face în situația asta. Să sărăcește Consiliul Local, prin noi, ne sărăcim dacă din pădurea o dăm mai ieftin pentru oameni. Sau nu înțeleg. Produsele accidentale, astea ar trebui date la un preț. Dar produsele accidentale, la noi. E de la 40 de lei metri cub la lemn. Și să adaugă TVA-ul, să adaugă... Păi asta, ajungi cu TVA-ul. Cu TVA-ul te mai bagă 19%. Nu zice că e 80 de lei metri cub. Pentru că vedeți, toate proiectele se aduc în fața noastră, să votează, partizele să meargă. Nu contează că bugetul nu este, da. Nu contează... Per total, domnul consilier, că sunteți... Doar ca da. Să fie partiz, ca să meargă. Dar vă întreb, domnilor, oamenii din rând, din comuna noastră, cât beneficiază de votul nostru, de partizele care se votează în fiecare ședință? Partiz. Oamenii din rând, care sunt așa mulți, majoritatea au trebuit să-și vândă cai și să plece în alte țări. Câți mai sunt, au cai și merg în alte județe la tras lemn. Merge cineva dintre noi, votăm partiz. Merge cineva în control să vadă, domnule, cum în alte părți agentul ăla e obligat ca să-și aibă atelaje pentru exploatare. La noi, TAF, tractor, sunt câțiva agenți care au și cai. Dar majoritatea tragem cu TAF-ul, tragem cu tractorul, stricăm, defrișăm, face. Oamenii de rând trebuie care mai au cai. Să meargă în alte județe și la alte ocoale să exploateze. La noi nu se poate. Îi verifică cineva. Îi sancționează cineva pe respectivii agenți. Indiferent cine. Da, dumneavoastră vreți să spuneți că e problema mea să nu se sancționez, a mea? Păi nu, dar cine e reprezentantul domnului? Noi Consiliul Local, dar nu... Păi mi-ați invitat vreodată? Eu v-am invitat de atâtea ori. Haideți, domnule, să mergem să verificăm o reprimire de partidă. Să o punere în valoare. Să vedem cum se lucrează în comuna noastră la ocolul ăsta care e așa. Cine are atribuții de verificat partizi? Păi, dacă nu e Consiliul Local,
Bine că are Consiliul Local atribuțiuni de a da partizi. Din Consiliul Local să verifice partizi. Păi, domnul primar ar trebui asta să se ocupe, să facă să desemneze din cadrul Consiliului Local pe cineva ca să facă treaba asta. Am adus la dispoziție, l-am pus la dispoziție lista cu controlele de fond. Sunteți liberi să mergeți, nu? Acolo scrie ziua, dați-mi un pic. Doamne, e vorba de control, eu mă referam la partizi în exploatare. Păi, ce să la agenții economici care exploatează haotic. La asta mă refeream. Sunt organe de control cu atribuții. Da. Noi nicio atribuție nu avem, numai să votăm partizi. Domnul primar ne tot pune, de ce nu vine aici să stăm de vorbă cu dumneavoastră? Au ședință, 2-3-10, niciodată nu vine ca să discute cu noi, ne tot dă proiecte, votați, le ridicați mâinile. Păi da, dar el nu are dreptul la vot, el poate să fie și inițiatorul. Dar inițiatorul cine le explică mai bine decât el treaba la proiectele respective, nu? Păi să vină să le susțină, domnule, să ne explice. Auziți, în 10 ani ce a distrus ocolul ăsta, nici în 100 de ani nu-și revine pădurea asta. Care, cum se poate durabil? Știți ce înseamnă durabil, exploatare durabilă? Cum? Cum se poate? Poate domnul primar sau alții dintre noi vor să migreze, da? Mai sunt care vrem să rămânem pe aici. Și copiii noștri, gândiți-vă că deci nu se plantează și ce se plantează nu se întrețin lucrările și nu se fac. Despre asta vorbim. Cum facem noi o altă pădure? Trebuie 100 de ani. Nici nepoții noștri n-a să ajungă. Tăiem, distrugem după noi potopul. Domnul Bursane, vreau să vă spun așa. Sunt organe competente care... Sigur că da. Organe competente care vin constată pagube de miliarde. Domnul, dar Consiliul de Administrație unde era când se întâmplau pagubele respective? Iar în loc, trebuia Consiliul de Administrație să-l desfințeze a doua zi, după părerea mea, nu că să-i mai prelungească mandatul. Și să se impute? Nu, ne stergem pe mâini, păi dacă nu o să se constate paguba, pagubele sunt constatate, dar dacă judecătorul le anulează, e bine, nu plătește nimeni, și noi rămânem a nimănui și ne zicem de ce ne pleacă oamenii. Păi de ce ne pleacă oamenii din comună, domnilor? De ce nu fiecare agent? Bă, frate, tu dacă ai zdrelit un copac, plătești. Și atunci ce face el? Adună oamenii cu cai, haideți fraților, trageți cum se exploatează în alte părți. Și să creează locuri de muncă. Dar să știți că la Ocol a fost scoase locuri de muncă pentru tras și nu s-au... Au fost câteva persoane care s-au prezentat, care, bineînțeles, trag și acum, momentan, și în altă parte, și au venit și domnul noi. Domnul din punctul meu de vedere, partizile astea, de-a lungul timpului, doar a favorizat câteva familii din comună, printre care, nu toți, și din personalul Silvii, care, dacă mergi noaptea, cu ce te întâlnești? Ori cu pădurarul, ori cu inginerul, care-i cu taful, care-i cu camionul, care-i cu... Deci, pentru ei partizi. Ei trebuie să ne acoperim, domnilor, să avem partizi. Corect. Nici că și ei sunt oameni, de aici trebuie să trăiască. Dar atunci... Aduceți vreo acuzație asupra cineva? Dumneavoastră n-aveți cunoștință de cauză. Nu știu, că m-am întâlnit și noaptea și cu dumneavoastră, dacă am fost cumva. Și cu alții. Sigur că da, cu taful. Am intersectat prin... Cu al meu, sigur, așa. Nu m-ați intersectat. Și atunci, domnule, de ce nu intră odată în normalitate, odată? Și atunci să nu ne întrebăm cine, că e prețul, dumneavoastră vă zic, că de asta m-am văzut, că e prețul prea mare, dar cine l-a votat, domnule? Am zis că sunt, da, v-am spus, prețurile sunt făcute în limita care o poți face de lege. Nu putem să, noi să dăm un preț din partea noastră, am putea să-l dăm, dacă e așa, l-am dat și gratis. Dar ei când să controlați ocolul, de exemplu, ei trebuie să fie pe profit. Ei nu pot să meargă sub profit. Da, domnule. Da. Doamna Sfetar, poate să-mi confirme treaba asta dacă greșesc. Da. Când vine curtea de conturi la ei, ei nu poate să fie sub profit. Păi dacă e sub profit, atunci e desfințeat. Cine-i păgubit în ecuația asta? Cine-i păgubitul? În toate situația, ocol, primărie, pădure, cine-i păgubitul? Oamenii de rând, care îi averea lor, adică a comunei, din care ar trebui să se înfructe și ultimul om de rând, nu doar câțiva. Ei-s păgubiță, că stau și se uită, a trecut camionul, iară merge domn pădurar, iară merge domn inginer. Noi stăm și mergem la șalat. Domnul inginer, domnul Vosan, e în felul următor. Eu știu că sunt făcute niște licitații, eu știu că sunt societăți care au făcut licitații. Totul pleacă din camera asta.
dar de licita, pentru a aprobăm partid. Cum să precedentăm? Dar licitație, nu vă supărați, nu să țin în camera asta. Asta e punctul de plecare, aprobăm partid. Eu de câte văd că vă deci nu vă mai interesează care ar fi profit al locului care să-l aducă asupra primăriei, deci absolut deloc. Mă bucur că ați ridicat mingea la filon. În ultimii ani, cât a dat domnul vicepreședinte? De ce? Ultimii doi, nu s-a putut da. Nici anul ăsta din cauza, deci, nu s-a putut, de ce? Dacă toate lucrurile sunt roz. De ce nu ați votat bugetul ocolului? Pe mine mă întrebați. Cine votează partizele? Dar mă întrebați pe mine de ce n-am votat bugetul ocolului. Cred că ar fi să vă întrebați pe dumneavoastră. Păi pentru că lucrurile nu merg bine. Dacă dumneavoastră așa ne considerați, o să fie alții care o să vadă dacă merg sau nu merg bine. V-am spus, tot persoane competente. Sigur că da. Noi, într-adevăr, suntem cam incompetenți. Da, îmi pare rău că n-am zis asta. Supun, doamnă, am și eu. Spune, doamnă. Referitor la profit, dacă tot trebuie ocolul să fie pe profit. Din toată lista APB-urilor, două APB-uri sunt pentru nevoi proprii. Și mai ales felul tăierii este de principale. Restul totul accidentale. Lemnul din aceste APB-uri este cu preț zero. Deci ceea ce este pe nevoi proprii, nu o să se încaseze nicio sumă. Am înțeles, Deci are un preț de pornire și după aia, când ajunge la Dumauto, el se sortează pe categorii și se vinde la Dumauto, care în spatele... El acum are pus, deci, prețuri de licitație de la care se pleacă, de la 250, scos la Dumauto. Deci el nu-i fără. Dar nevoie proprie sau consum propriu? Nu-i consum propriu. Regie proprie. E exploatat. Deci îl scoate din pădure, o consum. Vinde mai încolo. Și îl vinde de la Dumauto. Există o estimare, oare, la nivel de ocol, cam ce cantitate de volum de masă lemnoasă ar fi accidentată? Dar asta nu se produc. Deci, asta știi că... Pentru că aud numai accidentale. Da. Nu accidentale. Deci aici există o cheie, ceva. Nu sunt produse accidentale, spune. Că numai accidentale se scoate. Dacă numai accidentale... Să vă zic cheia care este. Hă? Să vă zic cheia. Spuneți-mi. Fiți atent aici. Timp de 12 ani sau de când este ocolul înființat, până când s-au întâmplat problemele ce sunt în comună, până atunci s-a cărat lemnul bun. Numai. Fără probleme, lemn bun de calitate întâia. Când s-a întâmplat nenorocirea asta, ce s-a întâmplat, că controle și unul a furat și cealaltă n-a furat și nu știu ce s-a întâmplat acolo, ba la muncă ăsta, s-au dus la fața locului și au văzut. Lemn bun nu mai este. A rămas accidentale, a rămas uscătura, a rămas lemnul rău și ce trebuie să facă? Pur și simplu a obligat ocolul, ITRSV-ul sau cine era în stare, a obligat să scoată afară, că altfel nu merge. Dar timp de 12 ani s-a cărat lemnul bun, numai. În 12 ani n-am văzut lemn atâți metri cub de lemn rău, timp de 12 ani cât am văzut în ultimul an ce s-a întâmplat. Înțelegeți? Da. Și asta e cheia. Așa un volum estimativ acum la ora asta avem... Sute de metri cubi. Sute de mii. Asta ar trebui să știi. Sute de mii de metri. Asta e cheia. După părerea mea, mai există și o portiță care se declară accidentat lemnul și se scoate lemnul accidentat pentru că numai așa îți permite regimul zilnic. Păi și înainte așa era. Înainte era accidentale, dar de fapt era lemn bun. Dacă era ritură, dar era lemn bun. Dacă numai lemn fără calitate este accidentat, dar cum să mai aibă prețul? Păi, dar cine... Da, domnul... De unde să mai aibă preț? Cine a luat lemnul bun timp de 10 ani sau 12 ani, să cumpără și lemnul ăsta care acum a rămas. Asta e. Așa ar trebui, da. Înțelegeți? Nu numai carne fără os nu există. Atunci ar trebui un preț mai rezonabil pentru lemnul accidentat. Un preț mai bun. Mai accesibil. Să lăsăm să meargă înainte așa cum sunt cu accidentalele. Cine scoate... să se descurce, să pricepe. Dumneavoastră știți și dumneavoastră un pic că cunoașteți cum e cu exploatarea și știți poveștile. Eu aș zice să mai ar cineva ce-i spus ceva să supun la vot. Cine este pentru lista de partid? Eu. Abțineri împotrivă? Abțineri? Abțineri.
Eu nu sunt împotrivă, numai cu așa votez, dacă, cum am zis, partida aia se dă la populație. Da, le aducem la populație. Adică sunt pentru, dar sunt pentru cu condiția că bună. Partida aia să se dea la populație. Corect. Cât îi abținem, 4 abține. Nu știu, dar 4 sau 3. Că, cum am zis, câte abțineri sunt? 4. Hai că sunteți din acolo. 2, domnul Bursan și mai cine? Domnul Bursan. Și cum ne-a văzut? Bun. Aveți o motivație? Nu aveți. Am aceleași mașini, aceleași tractoare, de 10 ani. Restul le mai spun mai încolo. Nu s-au stricat, s-au mai stricat. S-au mai luat. Te auzeți, ar trebui să cereți un sprijin din partea Consiliului, să vă luați o remontă. Pentru mine nu trebuie de la Consiliul. Nu, domnule, ar trebui lăsați agenții economici să-și facă treaba, să participe la licitație. Și toată treaba, și personalul angajat să-și vadă de serviciul lui. Și atât. Și atunci treburile ar merge rost. Și cine e în fiecare ședință și de atâtea ori să spune, domnule, pădurea ar fi cea mai frumoasă dacă n-ar avea angajați. Aici s-a zis de atâtea și de atâtea ori. Cred că la unii din ei ajungem la concluzia că erau vorbe adevărate. Trebuie lăsată fără. Fără, da. Fără nimic. La tot. Așa, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație, matricea profilului Consiliului de Administrație, profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, matricea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al RPL Ose Ghimeș Făget. Da, aici... Dacă are cineva ca să de ceva de comentat. Nu. Da. Vă rog. Iar inițiatorii, domnul primar, tot dumnealui vreau să-l întreb. Ce înțelege dumnealui prin autonomie locală? Sau explicați-mi dumneavoastră. Ce înseamnă autonomie locală? Ăla, nu, domnule, eu, sau pe inițiatorul proiectului, să-mi explice, că eu nu înțeleg, sunt mai redus. Nu, eu nu înțeleg ce înseamnă autonomie locală. Dacă mi-a explicat dumneavoastră, dacă nu, vă zic eu ce înțeleg. Deci eu nu înțeleg. Explicați-mi, dar dacă nu, eu știți ce înțeleg. Că până acum, ocolul ăsta a avut-o în administrare și a făcut ce a vrut și de acum chiar nimeni să nici măcar să nu mai poată să impună ceva. Sau... Nu știu, deci eu nu înțeleg. Explicați-mi dumneavoastră, autonomie locală. Scrie aici. Cu respectarea următoarelor principii. Activitatea ocolului se desfășoară cu respectarea următoarelor principii. Da. Și ca să vă... Deci nu aveți nicio explicație, vă zic eu în continuare încă ceva. Tot acest ocol își propune, execută în condiții de eficiență economică prelucrarea brută a lemnului în instalații proprii sau prin încheierea de contracte cu societăți comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brută a lemnului. Explicați-mi și aici, atunci. Unde? La 16. 18. Nu, la 16. Deci, de aici, dacă dumneavoastră nu înțelegeți, eu știți ce înțeleg. Deci, nu ca să... Eu am depus aici o... Domnul Vice,
Da, spune-te. Și tu, că îmi pare rău că eu cu domnul primar, că ea din inițiatorul. De asta vreau ca să vină aici să ne explice, că poate dumnealui știa mai bine. Lăsați-mă. Eu am depus o cerere. Păi, Oculul nu execută în regie proprie explicarea masei rămase? Ba da. Nu, eu asta nu înțeleg. Așa. Că dar are timpul ăsta. Execută în regie proprie. O secundă. Eu am depus o cerere prin care Ocolul să înființeze niște depozite pentru oamenii nevoiași care nu au cai, care persoane bolnave, are număr de înregistrare, nu s-a discutat până acum. S-a discutat în ședința din iunie? Niciodată. Ba da. A fost cu dumneavoastră, v-ați ridicat și ați plecat. Nu a fost. Bine, acum, deci eu vreau să zic... Frumos, v-ați ridicat și ați plecat exact când era proiectul. Deci astea sunt niște obiective care le vrea domnul primar, el e aici autoritatea publică tutelară prin domnul primar. Astea sunt obiectivele. N-am găsit nicăieri că își propune un obiectiv să fie niște depozite în comuna asta de lemn de foc. La prețuri stabilite de noi. Mici pentru oamenii nevoiași, pentru care nu au cai și pentru toată lumea. Pentru că eu așa am specificat acolo. În obiectivele astea primăria nu. Dar în schimb, ce înțeleg eu de aici, își propune să-și facă gater primăria. Nu, dar... Execută în condiții de eficiență economică prelucrarea brută a lemnului în instalație. Nu asta înseamnă. Nu este aici domnul primar, dar și eu aș întreba, dar eu, cum înțeleg eu treaba asta? Dacă, de exemplu, Colu Silvi vrea să fabrice ceva, are tot posibilitatea să fabrice. De exemplu, dacă vrea să facă o fabrică de peletat sau de brichetat, să poate să facă. Sau curățirea pădurii. Sau dacă vrea să facă într-adevăr un gate, poate să facă, nu? Da. Permită legea, nu? Sunt ocoale care au și, deci ocoale private sau regii autonome, cum este ocolul nostru, care... au și astea, mașinării de debitat. Instalații de debitat. Și fac produse și mici. Este prin și de aia că dacă vreau să debiteze, dar atunci să facă semi-prefabricate sau ceva în genul ăsta, că am văzut că e trecut și acolo treaba aia. Dar singura chestiune cu care nu mă înțeleg ce a zis domnul consilier, că poate să facă în privința asta contracte sau subcontracte cu firme care au aceeași obiect de activitate. De exemplu, să-l vândă persoanelor care au gatere, nu? Sau prin contracte de societăți comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrare brută a lemnului. Dar el și acum poate să facă contracte. Păi Ocolul nu vinde lemnul. Ba da. El deja păi asta înseamnă. Păi, dar eu am înțeles altceva, mă scuzați, eu am înțeles invers. Adică? Mă scuzați, acum am înțeles care de azi, mă scuzați că v-am întrebat, dar eu am înțeles prima dată invers. Cumva, nu. Să achiziționeze? Nu, mă scuzați, nu. Aici eu am greșit, mă scuzați. Nu, eu am înțeles perfect. Are voie, îi permite legea, dacă îi dă aviz, îi poți să-și facă. El pe urmă, dacă vrea. Dacă vrea să înființeze, indiferent ce, chiar cum a spus și dumneavoastră de înființarea unui depozit. Da. Că doar și acolo, la înființarea unui depozit, bineînțeles, când ai făcut un depozit și acolo va fi în regim propriu. Sigur. Și vor începe așa. Exact cheltuie... Da. Și atunci vor începe. Cine ți-l avizează, el îți face acolo. Cheltuiel. De unde vine, de unde. Chiar dacă, ca și Consiliul Local le-am impune, cum a spus dumneavoastră, cu un preț mic, eu nu știu dacă prețul ar fi mai mic decât cât e acum la drumul auto. Da. Deci, sau la bloc o cioată. Pentru că, spuneți-mi dacă greșesc. Deci, nu, ca să ți-l aprobe cineva, la un moment dat îți face calculul ăsta și tu dacă nu te încadrezi, nu ți-l avizează, nu-l poți face. Da. Așa, bun, zic și eu. Eu doar am întrebat, că nu înțelegeam trebuie. Bun, am zis și eu și v-am spus dacă greșesc. Dar dacă primăria nu are ca obiectiv ceva și pentru cetățenii de rând, doar, în astea doar favorizează în continuare Ocolul. Ocolul ăsta, el face drumuri, scrie în continuare. El toate lucrările le poate face cât mai multe, ca să... Două vârstani.
Asta ne trecând, ne întoarcem poate în abază, ne trecând și lista de partii, stai liniștit, că nu o să poată, nu o să poată da drum nici la partii pentru populație, nici nu, la alte... Noi votăm aici matricea. Am înțeles, dar bun, era o discuție. Deci noi dacă nu trece de noi, pe urmă nici nu o să poată merge mai departe. Domnule, dacă se poate de pe, la proiectul ăsta să se scoată punctul ăsta. Ce să scoată? Păi da, unde-i proiectul ăsta? Ce vinți să... Dar ce să se scoate? Ce punct să scoate? Ăsta, domnule, cu scrisoarea de așteptări. Dacă nu explicați-mi ce înseamnă ce v-am întrebat. Autonomia locală. La comisie de ce nu ați ridicat problema asta? Păi acum am primit domnul. Scrisoarea de așteptări? Că v-am dat-o la comisie. Deci autonomie locală. Autonomie locală înseamnă că oricum noi avem un... Poți să te organizezi. Poți să te organizezi prin legii publice locale, prin legii autonome, care la rândul lor, conform legislație, se poate să... Deci documentația asta, deci a fost întocmită. Dacă nu vreți să vă dăm în scrisoarea de așteptări, o să o aprobăm în ședința următoare. Păi sigur să ne explice cineva mai detaliat scrisoarea asta de așteptări și, și din punctul meu de vedere să se impună acolo și depozitele astea, domnule. De ce nu avem noi ca și Consiliul Local așa așteptarea? Vreau să vă spun, asta? Deci momentan nu s-a impus nimic. Noi nu discutăm despre ocol. Noi discutăm despre alegerea membrilor în Consiliul de Administrație. Acum nu discutăm statutul ocolului sau activitatea, regulamentul ocolului. După ce va fi întrunit Consiliul de Administrație, atunci putem să cerem Consiliului de Administrație să stabilească un alt regulament, un alt statut, să îl refacă așa cum dorește Consiliul Local. În considerentele legii. Nu depășim legea. În ședințele anterioare vi s-a... Deci am adus la cunoștință ca să... Dar dacă astăzi nu aprobăm profilul Consiliului de Administrație, profilul candidatului, se va prelungi mandatul celor provizorii. Da, dar nu, eu zic că nu. Și vă rămânem fără Consiliul de Administrație. Adică mergem cu același Consiliul de Administrație. Dacă nu se aprobă acum, da, merge. Da. Nu, trebuie. Eu sunt pentru. Eu așa decis. Dacă ne prezintă un pic cineva profilul, ce înseamnă? Deci, matricea profilului. Ce condiții trebuie să îndeplinească? Asta vreau să zic. Deci, membru și are voie, deci, dacă e consilier, dacă e, nu știu cine, de la primărie, cine dar poate să facă de interes sunt pinse acolo. Este obligatoriu un reprezentant de la primărie. Din aparatul. Unul de la Ministerul Finanțelor și trei în altă parte. O să-și depună dosare. Și trebuie inclusiv și, și persoana de la primărie. Toți își depun dosare, dar asta zic obligatoriu, unul de la primărie, unul de la Ministerul de Finanțe și trei persoane... Și din cadrul Consiliului Local poți să fac parte? Nu. Atât din... Nici de la acolo silvic? Nu. Dar administratorul din partea Ministerului de Finanțe, domnul primar, sau cine a solicitat numirea? Domnul primar? Dar nu-i solicitare, sau... este prelungire. Nu. Concurs, s-a evaluat activitatea doamnei, s-a dat... Corect. Calificativ super și... De către cine? Da. Asta de fapt. Activitatea a fost evaluată de către președinta Consiliului de Administrație. Păi și domnul, de ce a plecat de aici? Dumnezeu, dacă e, a făcut parte din Consiliul ăsta atâția ani, doamna de la, de la Ministerul de Finanțe la fel, sub conducerea asta și sub Consiliul ăsta de Administrație s-au întâmplat atâtea paupe, de miliarde și miliarde. Cine i-a dat dumnezeu? Domnul consilier, noi acum aprobăm scrisoarea de așteptări și toată procedura ce ține de profilul și numirea membrilor consiliului. Se vor depune dosare. Noi acolo putem hotărâ. Îndeplinește, nu îndeplinește. Din partea autorității tutelare putem spune domnului primar, propuneți o altă persoană. Da. Deci va fi... Deci, Consiliul Local trebuie să le cunoască. Nu mai putem face nimic ce a fost până acum. Când nu putem da timpul înapoi să... Nu putem, dar te punem în funcții încă 4. Nu, asta facem noi. La doamna nu ține de noi, doamna. Deci, o candidată a făcut procedura.
Noi trebuie să vedem și noi, ca și Consiliul Local, poate greșesc. CV-ul dumneavoastră. E singura care are dosarul aparte și altcineva o... Evaluarea și selecția nu o face Consiliul Local, nimeni, o face Ministerul, la doamna de la Ministerul de Finanțe. Deci nu ne putem implica. Spune clar, în lege este evaluată de către Comisia de la Minister. Păi da, și încă o chestiune, nu sunt, nu am personal nici cu doamna, nici cu mine, nimic. Dar, de exemplu, acum trebuie să dau dreptate la domnul coleg. De exemplu, doamna de la Ministerul Finanțelor nu este trimis la Ocolul Ghimeș Făget pentru 1. Să meargă în pădure să vadă cine fură. 2. Să oprească mașini să facă circ. 3. Să nu știu ce. Nu am nimic cu ea. Să înțeleagă toată lumea treaba asta. Ea este trimisă de Ministerul Finanțelor să controleze Ocolul, să vadă dacă a cheltuit, s-a făcut deturnări de fonduri sau a făcut vreun minus Ocolul Silvi. Pentru asta este. Cine fură în pădure, vine ITVSV-ul și prinde. Sau organul de control care este organul de control, care își are atribuțiile respective. Atât. Și trebuie să înțelegem și odată și odată, fiecare să-și vadă de treaba lui. Și asta nu am zis să se supere cineva. Eu am zis părerea ce scrie acolo. Cred că undeva scrie scarpinat că fiecare ce atribuție are. Da, da. Înțelegeți? Nu știu cât suntem noi în măsură să... Păi da, dar eu am ridicat problema asta. Da. Că și la rândul meu sunt niște agenți, sunt niște oameni, sunt niște oameni săraci care ridică problema că ăsta nu e în regulă. Adică nu este ceva în regulă cu treaba asta. Și de aia s-a ajuns aici că pe de ce? Și de aia întreabă fiecare, de ce ați prelungit pentru doamna? De ce nu știu ce? Bine, el poate, într-adevăr, are și vrea să facă ordine. Da, ordinea ar trebui să facă primul rând. În curtea ei. Asta e. Că și spate. Acolo, și acolo cu bugetul Ocolul. Sunt probleme, știm. Am discutat, ne-am certat că așa cumpără, așa se cheltuie vopsia. Nu mai zicem, că degeaba, ce a trecut, a trecut. Dacă vreți să facem ceva bun, tragem o linie și mergem înainte. Părerea mea personală. Dar atunci fiecare ar trebui să mai lasă din al lui și să vadă de treaba lui. Și eu de treburile mele și dumneavoastră, că știți mai bine ce trebuie să faceți. Lasă, sunteți juristul și cred că ați făcut foarte bine proiectul ăsta. Dar eu nu am treabă cu Ocolul. Păi, dar eu cred că cel mai bine ar fi fost ca Consiliul Local să solicite o întâlnire cu Consiliul de Administrație al Ocolului. Da, corect. Dar nu, eu am ridicat problema generală, înțelegeți? Păi nu, și acolo putea să discutați problemele care vă deranjează. Să-i spui, doamna de la minister, astea sunt atribuțiile dumitale, asta faci. Doamna de la primărie, domnul tehnician silvic sau cu atribuții cu studii silvice. Astea trebuie să faceți. Consider dar să că... nu mă, încă o dată ridic problema, să nu mă înțeleagă cineva greșit. Eu nu că înțeleg. Că am dar... ceva eu cu domnul sau doamna sau domnule respectiv. Dacă am ajuns la problema asta și domnul primar nu e aici, dar domnul viceprimar e aici, mai este o problemă foarte gravă cu domnul polițiști care din comună. Dumneavoastră, cred că răspundeți de comuna asta, domnul primar, domnul viceprimar. Un polițist, când este mutat în coace, ăla e mutat pentru ordine, dacă fură cineva, nu ca să fugă după căruțe, unde un sărac, un om sărac, care acasă nu are cu ce cumpăra o pâine, și fugim și luăm. Domnul polițist ăla trebuie chemat în coace și trebuie vorbit destul de frumos. Nu avem competența. Nu avem. Sau cineva. Asta deja este... A depășit niște lucruri. Eu după mintea mea. Puteți polițistul trebuie să meargă, da, să facă treaba. Dar dacă e chemat de un pădurar, nu? Merge un om sărac cu lemnul de foc. Trebuie luată, dus la o colcă de ce merge. Dar ăla trebuie să înghețe omul ăla. Sunt niște lucruri care, după mintea mea, ar trebui să hotărâm aici împreună, nu? Deci nu dar putem hotărâ... Deci înțelegeți... Deci... Poliția Română este instituție separată, aia... nu avem relații de colaborare, dar nu... Exact, aici este... Ne întoarcem înapoi la întrebarea domnului consilier, care n-a primit răspuns. Și înclin să dau eu un răspuns pentru întrebarea lui ce înseamnă
autonomie locală pentru funcționarea ocolului silvic. Și eu înțeleg că ocolul silvic a Comunei Ghimeș-Făget administrează un bun public al comunei noastre, al Comunei Ghimeș-Făget. El, administrând bunul ăsta, nu poate să chiar să-și facă de cap. El trebuie să respecte un principiu de autonomie locală. Deci noi și nimeni din afară nu poate să vină să ne impună nouă, tăiați voi partea aia de pădure și o dai la guvern, sau nu știu la cine. Deci noi hotărâm treaba asta, prin autonomia noastră locală, prin Consiliul Local, ce facem cu pădurea noastră. Și Consiliul de Administrație Ocolului Silvic, părerea mea că trebuie să țină cont de principiul ăsta de autonomie local. Cam asta văd eu, altceva nu... Deci, dacă îmi permite... Eu, știți ce înțeleg? Putem ajunge un pic... E o căpușă în comuna asta, care căpușează banii primăriei. Atât înțeleg. Bine, noi ce rost avem? Noi avem un rol. Noi avem un rol aici, Consiliul Local. Avem un rol. Dumneavoastră sunteți parte din Consiliul Local. Aveți dumneavoastră părerea dumneavoastră, aveți sigur, partea dumneavoastră de vot, aveți posibilitatea să... normal. Am o propunere. Deci, ca și funcționare a ocolului silvică, aia trebuie să existe pentru comună. Deci, eu, părerea mea că ar fi dar, domnule, foarte rău să... Dar, domnule, domnul consilier, după atâtea pagube din comuna noastră, nu și-a dat nici măcar de bun sânt cineva demisia. Nici din Consiliul de Administrație, nici din conducerea acolo. Uite, aici eu formulându-se... Deci noi nu avem bani să facem un depozit, nu avem nici măcar inițiativă, nimeni nu-și dorește, pentru că oamenii de rând să vină și să-și cumpere lemnul de la depozit, nu să vină cabinetul 1, dați-mi vă rog o căruță de lemne, cabinetul 2, aprobați că a aprobat cabinetul 1, nu! Pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă că omul de rând trebuie să fie călcat la pământ. Nu, domnule, am bani, am luat pensia ca om și nu mă interesează nici primar, nici șef de acolo, mă duc la depozit și mi-am cumpărat lemnul de foc. Asta e corect. Eu sunt foarte totul de-acolo. Pleacă de aici. De aici pleacă. Deci ce de să dorește să se facă? Foarte multe accidentale se pot băga la depozit. Ce să evită ca să se discute? Să discută cât mai bun. Hai să-și facă ocolul și gata, la un moment dat, are voie. Deci despre asta discutăm, domnilor, de atâți ani. Mă scuzați un pic. Ocolul silvic, indiferent cât am fi noi de înverșunați împotriva lui, de undeva trebuie să-și caute și el o formă de a se plăti, nu? Deci el trebuie să-și poată salariile, nu? Bugetul trebuie să-și găsească salariile. El de undeva, dacă vinde lemnul, din banii respectivi trebuie să-și plătească personalul, nu? Știți treaba asta. Dar n-am zis că depozitele astea să fie gratis. Nu. Păi nu, nici n-a zis nimeni că e împotrivă la depozit. Foarte bine. Să se facă. Eu v-am spus că un ocol silvic pentru comuna noastră nu avem ce să dăm în el. Noi trebuie să colaborăm toți ca să funcționeze bine ocolul ăla. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Toate dar domnule, colaborez un an, doi, trei. Ia uitați aici, avem o matrice, nu ne convine de cineva. Deci fenomenul ăsta nu vrea să se stopeze odată pentru totdeauna. Domnul... Acum să înțeleg, dacă vreți să scoatem astea din profil, scoatem. Doamnă, scrisoarea asta de așteptări și restul... Dacă scoatem ăla din profil, e o chestie. Dar din profil se poate, de fapt. Domnule, din proiectul ăsta, scrisoarea asta de așteptări, ca să ne-o explice cineva mai detaliat. Și asta nu încurcă pe nimeni. Restul proiectului rămâne, e un articol care există în scrisoarea asta de așteptări. Care? În proiectul ăsta, adică e vorba de scrisoarea de așteptări. Scrisoarea de așteptări este utilizată în cadrul procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație. Adică ce se așteaptă de la un candidat? Atunci doar articolele, cum ați spus dumneavoastră. Păi care? Spuneți-ne, care articol și îl scoatem?
Autonomie locală. Deci mie nu mi-ar conveni să vină din afară cineva să-mi spună mie ce să face cu pădurea. Corect. Respecte acel principiu. Autonomia locală este dreptul și capacitatea unei instituții de a gestiona și de a rezolva problemele. Este dreptul și capacitatea ocolului de a păzi pădurile, de a face toate lucrările. Nu poate interveni nimeni altcineva în domeniul de activitate al ocolului. Dacă nu se poate scoate, adăugați-l pe ala cu depozitele, domnule. Nici asta nu se poate. Păi acum noi vorbim despre Consiliul de Administrare care administrează. Nu vorbim de ce să facă. Acum vorbim de statutul ocolului. Nu, de ce? Nu. De ce nu vreți să ajungem acolo? Se vor depune dosarele. Vom analiza pe urmă împreună dosarele care se vor depune. Aici deja am zis clar, nu poate face parte de X, Y, adică nu pe, ca persoană. Nu poate face parte consilier local, nu poate face parte din cadrul ocolului, dacă e conflict de interese. Și să vedem ce dosare să depun și până putem analiza lucrurile astea. După aia trebuie luat la întrebări. Ceea ce se supune spre aprobare astăzi nu are legătură cu activitatea de statutul regulamentului ocolului. Decât matrice, deci atâtea sunt principiile pentru care se selectează și funcționează. Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat pentru a fi membru în Consiliul de Administrație, ce condiții și care sunt obiectivele Consiliului de Administrație. Asta discutăm în proiectul de hotărâre. Nu activitatea ocolului. Dar e foarte stringentă și are dreptate domnul consilier. Chiar să îi punem în vedere viitorului Consiliu de Administrație că un astfel de depozit va trebui să nască în comun. Deci trebuie să fie 1, 2, 3 depozite la nivel de comună și să vină material lemnos pentru foc și chiar și pentru nevoi locale ca să poată să ia cineva. Vrea să-și facă o scândură, să aibă din ce. Ocolul nu poate să facă nicio investiție. Asta presupune investiții pentru deschiderea acelui depozit, angajarea de șef de depozit, utilaje, muncitori. Da? Deci, fără, noi putem face hotărârea de Consiliu de înființare a depozitului de material lemnos, dar nu va fi dusă la... Deci în matrice să fie prevăzut, în matrice și... Nu, dar să fie capabil să înființeze și să vadă cum gestionează un astfel de depozit. Deci el să-i se impună acelui Consiliu de Administrație să fie capabil. Dacă nu e capabil să facă o chestie de gen... Nu, în matrice, deci așa cum a zis și în asta... Consiliul de Administrație trebuie să fie capabil pentru înființarea depozitului. Dar de ce? Atunci ce rol mai are? Ocolul. Păi ocolul, doamnă, dar e Consiliul de Administrație. Una vorbim de Consiliu, una vorbim de ocol. Păi și Consiliul de Administrație poate să ceară, pentru că el la un moment dat de la Consiliul Local a primit o dispoziție, nu? Da. Și atunci Consiliul de Administrație ăla, dacă nu este, nu numai ăla, adică ăla trebuie să fie într-adevăr, să fie din oameni pe care noi îi selectăm și sper să fie bun. Dar la rândul lui, ocolul Silvic, în personalul lui, care este desemnat, bănuiesc că șeful de ocol Silvic a fost președintele Consiliului de Administrație până acum. Doamna... Dar nu poate. Da? Da. Oricum, personalul ocolul Silvic, el trebuie să fie capabil să realizeze. Da. Chestia asta. Da. Asta nu este... are nicio treabă de postul de material cu Consiliul de Administrație. Asta este o idee, nu e genială. Până acum n-a fost. Dacă tot pădurea aia comune, de ce nu face primăria un depozit din ăsta? De ce implică ocolul Silvic? Să facă primăria. Primăria o să ne vadă pe noi. Primăria are nevoie de alte... Primăria nu are voie să aibă acel sumal, nu... Da, sigur. Și atunci ocolul el poate să-și organizeze personal, sumal. Are
Ocolul silvic poate să-și facă, prin sprijinul și a Consiliului Local, depozitul de așa manieră să nu poată să se intre înăuntru. Ai gestionarul prin pădurarul de la care provine. Ăla este gestionarul. Pădurarul nu are voie să vândă lemn. Vreau să vă aduc la cunoștință o problemă. Vine cineva, un delegat. Dar ai un depozit. Personal. M-ascultați un lucru. Pădurarul dă... Avem un depozit de lemne. Principal, cum e? Numai puțin, avem un depozit de lemne. La depozitul de lemne are acces oricine să meargă să cumpere lemn, nu? Dacă îți vine orice, societate, persoană... Nu. Stați așa un pic. Ascultați-mă un pic. Regimul depozitului nu-l poți îngrădi, deja că ai făcut pentru vânzare. Oricine poate să ia. Și acolo trebuie să dai acte. Pentru că nu poți să te prețul și tot. Deci, haideți, e o discuție. Haideți să vedem. Deci, domnul Bursan, e o discuție bine gândită, dar trebuie văzut un pic. Dacă ne gândim pentru comună, trebuie gândit într-un așa fel încât trebuie catalogată, nu știu, persoane care au probleme și probleme financiare, pentru că peste tot asta e problemă. Că dacă nu știu cine poate să vină și îți le ia la preț și trebuie să-i dai, nu poți să te opri. Astea sunt discuții tehnice care atunci când se va ajunge la realizare, degeaba începem noi să avem în vedere depozit. Deci un depozit cu... Un depozit dacă ia lemnul, el mai pune un apă. Vreau să vă spun, vreau să să supun la vot, deci proiectul cu matricea persoane, cine este pentru. Da, sigur că aveți voi. Da. Dar nu este până problemă. Abțineri împotrivă. Domnul Cârbea, vă rog să vă justificați abținere. Nu mă justific aici, doamna secretară. Ba... Dar a trecut, domnul. Poate că vreau să candidez. Da. A trecut, proiectul a trecut? Da, proiectul a trecut. Bun. Am mai sărit? Ai sărit punctul 8. Proiectul a terminat anularea accesorilor la bugetul local. Asta. Da, proiect de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante datorită bugetului local, datorate bugetului local al Comunei Ghimeș-Făget. Așa, are cineva la... Aici, la punctul ăsta, ar trebui să explice cineva cum este, că este o lege după care merge, ca să înțeleagă lumea că nu ștege pentru nimeni datoriile, că deja era discuții am auzit de la cineva limite, că vrei să ștergeți la cineva datoria. Nu. Să înțeleagă și odată despre ce vorba. Sunt date limite de plată. Am înțeles, dar bine, doamnă. Să prelungi este. Nu te obligă. E vorba de ștergi doar penalități. Doar penalitățile acumulate de-a lungul anilor. Care are mai mult. Dacă și-a achitat. Dacă achită integral. Integral, la o anumită dată. La 31-12-a, 2012. Da, și atunci penalizări și ăsta nu mai... De să nu mai rămână cu codițe. Da, asta nu înțeles că e lege, nu? Da, da. Nu, treaba asta. Mergem mai departe până atunci, că de... Nu, așteptăm să vedem, da. Abia... Dar păi asta e, nu are ce să ne explice la asta. Cine asta nu are ce să ne explice. Am zis, putem să mergem mai departe. O să supună vot? Supune. Da, da. Cine este pentru? A ajuns, doamna. Da, s-a votat, nu e. Cine este pentru? Toată lumea e ce pentru? Da. Abțineri. Împotrivă. Doamna Gabi, doar atât trebuie să ne explicați. Dacă e vorba de... Despre ce se anulea? Ce se poate anula? Doar majorările de întârziere care sunt la data de 31 decembrie 2018. Deci doar majorările. Deci nu obligativitatea de a-și achita integral toate debitele restante și pe anul ăsta. Deci 2019 inclusiv. 18, inclusiv 2019. Inclusiv debite. Debite. Dar, da, datorile. Ce să-i rămână majorările pe anul ăsta? Se compensează. Deci pe 2018 sau și pe 2019? Majorările care au fost la
31 decembrie 2019. 2018. Care s-au transmis pe 2019. S-au transmis și care în principiu cresc. Și în anul în curs nu se șterg decât în anul care urmează. Se șterg în momentul în care achită integral impozitele restante, impozitele curente și majorările curente. Pe perioada până când se pot depune cerere este 15 decembrie 2019, dar la data depunerii cererii, persoana respectivă trebuie să achite debitele restante și curente. Mai puțin majorările din 2018. Da, mulțumim mult! Mulțumim frumos! Trecem la diverse. Cine să scrie la diverse sau încep de la domnul Oltean? Păi mai rămân, pic eu dau drept să nu, încă n-am în poate de vedere, dar revin. Reveniți? Revin, ședința viitoare. Da. Nu, ședința, atunci începeți de când. Nu, că nu simt. Domnul Oltean, vă rog. În legătură cu ce zicea domnul consilier, cu drumurile de pe Pârâul Sărat, nu s-a făcut niciun drum spre pădure. S-a făcut drumul spre Jean, care are proprietatea acolo, și pe Pârâu, și pe celălalt. Știe foarte bine, am băgat vol acolo, a primării. Din coace s-a făcut până în dreptul grădinii tale, atât. Ca să putem intra la izla, să aducem braț pentru liguirea. Atât, mulțumesc. Da, deci era o nerămurire. Era o nerămurire care chiar trebuia să facă drumul, că avem exploatare acum, nu poate să intre agentul să scoată lemn, nici în momentul de față nu poate să intre. De acord, domnilor, dar chiar trebuie obligat să facă drumul. Eu mă refeream la familiile care și în ziua de azi sinistrate. Dar de se face și până s-a făcut, este diferență, mă. Sigur că da. Și nu putem să acuzăm dacă nu știm. Nu. Nu s-a făcut drum spre Vădure. Degeaba spui. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Du-te și acum în sus, uite-te cum exploatează, pe cine nu mai exploatează. Fac cu o de alegeri. Știți, mai bine că sunteți în zonă. Cum se exploatează, mai avem mai multe, dar nu mai avem. Pentru că iese scamp. Pe de ce, domnul? Zii, domnul, ce ai pe asta? Ce ai pe sutul? Că furăm, că furăm, că furăm. Dar în trecut, dacă ne uităm, cine a furat oare în trecut? Cine? Cine fură și azi? Cine mai furat și s-a mai lăsat dintre ei și acum comentează că nu mai pot să fur sau nu știu de ce. Aici e toată problema. Da, domnul Gârbea. Atât. Domnul viceprimar, în legătură cu drumul de la Rechitic și cu asfaltul, imediat sunt 5 ani, trebuie făcută decesă din garanție. Și ce se întâmplă cu el? Acum 2 ani, când am ridicat prima dată problema, mi s-a spus că încă anul trecut, deci vor veni utilaje, se vor ridica asfaltul care e stricat, se vor imediat iese din garanție, ce face? Da, societatea care are drumul acolo, în următoarele săptămâni, primește ori de începere la acolo și vedeți. Sau a el a avut în vedere atunci că când o să ajungă în zonă, se va ocupa și porțiunea, pentru că acolo ce înseamnă garanție, înseamnă și bani de garanție. Deci nu... Când se va ajunge, dacă se va ajunge ca să facă licitație, nu se va face așa, fără a se repara doar. Păi, în competența lui că se repara. Da, atât. Da. Domnul viceprimar, o întrebare. În ce stadiu ați ajuns cu măsurătorile izlazurilor și intabularea terenurilor care încă una mai avem 3 luni de zile din anul ăsta, dacă n-ați putut depune actele ca să subvenționează statul, nu știu dacă sunt depuse, dacă nu. Trebuie să căutăm din fonduri proprie, din fondul cumva. Trebuie să rezolvăm că uite mai sunt 3 luni de zile și încă 2-3 luni de zile trebuie depus actele pentru subvenție, pentru asta. Noi nu avem făcut nimic. Da, cumva ar trebui, cumva, ăsta e primul și primul loc. Ăsta deci, e un stadiu care ar trebui neapărat făcut ceva cu treaba asta. Am început documentația și am început și să vom semna un contract care cu cine ne va face măsurători din tabulare și amenajament. Dar cât de repede, când la iarnă, când o să lingă un metru, atunci nu poate să facă.
Și asta ar ajuta, că sunt mulți oameni care pentru 5 milioane, uite dacă ar ajuta să fie odată rezolvat bucatea de teren, vrea să-l vândă, nu poate să vândă, că nu e întabulat, nu are făcut nimic. Și asta e și pentru oricare, și pentru noi, fiecare, dar dacă ar fi odată puse la punct toate, ce frumos ar fi, ar veni unde e dosarul ăla, scoate, da, e făcut, e rezolvă mai departe, în jumătate de rând. Nu e trimis la Moinești, nu e înapoi, iarăși la Comunești, iarăși la Dreapă. Și cred că o să fie obligatoriu peste la Comunești. Și peste, o să fie... Pastoral este... Da, și ăla obligatoriu. Asta obligatoriu. Asta domnul Vicer, asta nu, asta... Pășul, la Pășul. Pășul. Dar și Pășul, și restul la oameni. Da, da, asta. Întăpulorile trenurile, vedeți, vedeți. Fânețe. Și fânețe. Și fânețe, și Pășul. Asta cumva... Dacă puteți să-l înaintați, cât de repede, până când nu e târziu. Mai pot să ceva? Da. Am să vorbesc și cu doamna contabilă, să zic că o să vă aduce la cunoștință eventual să vedem costurile, cum... Dar asta a fost, dacă nu... Bugetul local, dacă, dacă nu se poate, din altul, din bugetul local sau ceva să facem. Aici am... Aici e problema. Noi, nouă întâlnire a venit un ascultator și acum la comandă ratificat cu buget. Zero. Pe sfârșit de an. Trebuie văzut ce mai este, cum este. Păi mai este... Ar fi banii de la Ocol, dacă am găsit o soluție, să vină spre primărie și să-l găsim și la ea. Asta ar fi de mai cuminent, că câți oameni poate să plătească întăbularea, sunt care nu poate, să umle pe drumurile. Asta trebuie să făcut la un loc, cum este, de exemplu, la Lunca de Sus sau la Lunca de Mijloc, trebuie ce întrebat, cum au făcut, cât a plătit, cine a făcut, haideți, face și pentru noi, atâta trebuie numai. Cât ne costă, avem bani, n-avem bani, facem, cerem, ce, cum, ei acolo imediat au terminat. Imediat. Imediat, dar Lunca e terminat. Nu. Sunt câteva parcele care nu sunt terminate, dar rest sunt beton făcut tot. Da, dar asta e și o chestie de durată, mai sunt trei, nu? De asta am zis, hai măcar până mâine. Problema asta s-a ridicat încă de anul trecut. Aproape în fiecare ședință. De domnul. Eu am ridicat cel puțin de două ori, conștii de cel puțin de două ori. Asta să știa de câți ori. Referitor la... Domnul Ordean, vă rog, dacă mai aveți ceva. Domnul Ordean. Nu, nu, mulțumesc frumos. Pot să vii eu? Da. Eu am vrea să completeze ceva. Da, să completez. Că luni în cadrul comisiei am solicitat o copie după contractul încheiat cu OCPI-ul. Referitor la suma care ar trebui să o primim. Chiar dacă este mică, dar așa mică să o primim și pe aia. Și a zis că s-a încheiat contractul. Da, spuneți domnul că am până atunci. Nu l-a lăsat aici? Nu l-a lăsat acolo? Domnul, aici aș avea mai multe propuneri și acum am mai multe de întrebat, dacă se poate și cu răspuns, dacă nu pe ședința viitoare. Și aș începe cu primul ce am notat aici. Primul și în primul rând știm foarte bine că la Lunca de Sus este un centru de permanență cu ambulanță, cu tăt, cu doctor, zi și noapte, 24 de ore. Și vă zic de ce. Și de ce am ajuns aici la concluzia asta. Am avut discuții și acolo, Lunca de Mijloc cu sprijină, Lunca de Sus sprijină și așa au zis, dacă putem să sprijinăm și noi cu lemn de foc, cu arțapele, ce avem. Și vă zic de ce. Am scos-o afară registru de intrări, ceea ce înseamnă din clienții pe o lună de zile, 55% sunt de la limita de județ în jos. Asta înseamnă intră Ghimeșu, intră Palanca, Ciugheșu și partea aia acolo, Coștele. Și dacă putem să trimitem ceva ajutor pentru clinica aia sau ambulatorul ăla care este la Lunca de Sus, că ar fi foarte bine. Nu că ajutăm pe ei, ajutăm în primul rând oamenii noștri de aici, din comună. Că aici, la noi, centrul de permanență nu funcționează. Nu funcționează. Putem să mergem, ori doctorul nu este, ori ăla nu este, ori e scris acolo un număr de telefon. Și oamenii umblă de aici, că e cel mai aproape.
decât să meargă la Comunești, merge 15 km și e acolo. Este la Palanca. Este la Palanca. La Palanca, centru de permanență. Da, dar aceeași centru de permanență avem la Palanca, cât la, care este la Ghimeș. Haideți să înțelegeți. Înțelegeți. Majoritatea din comună sunt care au deja și buletine de hard vita. Deci mai mult atrage către spitalul din hard vita. Eu am înțeles. Dacă nu faci, deci dumneavoastră aveți ce explica și vine ce spuneți. Deci dacă nu faci să te duci să duci la lung ca să ceri ambulanță, nu ți-o dă, nu ți-o poate da pe Bacău. Dar acum a schimbat legea și poate să vină ambulanța până aici. Poate să vină până da. Aici. Da. Am înțeles, nu știam cum poate să vină. Și eu de ce să nu ajutăm și noi cu ce putem? Doamnelor, nu am zis că trebuie o sumă de 10.000 de lei. Eu am zis, noi avem pădure cât la alții. Nu are nici lunca de sus, lunca de mijlocare, un pic. Ei ajută cu poate. Noi să trimitem două mașini, să donăm două mașini de lemn de foc și pentru ei acolo. Eu din câte știu s-a mai ajutat. Ne ajută oamenii din comuna noastră. Pentru asta, dacă e, să vedem sub ce formă, poate va trebui să facem un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre. Ca să putem așa, da, am înțeles. Ca donație, domnilor, numai o remorcă de lemn de foc și ăla e bun. Înțelegeți? Că ei din propriu, adică din fondul propriu se... Remorca aia de lemn acolo trebuie să meargă cu apă. Cu apă! Dacă donație, nu ca să cere bani. Donație, dacă o faci fără hotărâre de Consiliul Local, nu poți face. Am înțeles, dar atunci, în privința asta, să facem niște demersuri. Am înțeles. Tema asta, mulțumesc frumos. A doua temă, pe Aldămaș. Ar trebui să facem o decomatare, că dacă vine la anul apa mare, acolo unde e curbă mare, Aldămașul intră în totul. Știți? Unde se revoasă în totul. Da. Sunt probleme, e mai sus pe râu decât aproape casele. Acolo, dacă nu facem ceva, o să fie prăpăd. Știți că am zis în sesiunea trecută, ascult de acord, dar nu mai întreb o dată, pentru că săptămâna care vine, dacă ne permite timp, însă că băgăm un utilaj mare iară pe Aldămaș, adică pe totuși. Pe totuși. Da. Și avem multe puncte. Deci nici să nu zic că trotușul până la urmă de la ieșire până la intrare e tot o problemă. Deci tot. Și a schimbat cursul, schimbându-și cursul la un moment dat a început să bată dintr-o parte în alta și e o lucrare foarte mare. Asta în principiu vă cer, dar va trebui să vedem, să găsim o soluție cumva, pentru că dacă băgăm un utilaj mare costă. E o achiziție personală, adică o achiziție, trebuie să facem o achiziție de PSA. Da, eu m-am înțeles, dar ăsta am zis că nu cred că cineva este împotrivă treaba asta, deci, să facem. N-am putut până acum pentru că ei au avut blocat utilajul. Am încercat nici cauză. Ei n-au avut motorină și legal nu s-a putut găsi nicio, adică nici nimic ca să putem face cumva de la Ape Române să dea utilajul pe ăsta. Mai bine asta. Asta e. Na. Și atunci, dar Aldămașul pe Aldămaș, acum nu trebuie utilaj mare, noi avem utilajul. Al nostru ar trebui cât 200 de metri sau 300 de metri de comatat pe parte și pe cealaltă, acolo. Problema asta și la defitiș, câte o oră, câte două ore. Aici e problema. Aici e problema. Vreau să vă întreb și să primesc, dacă nu se poate, acum la ședința viitoare, în privința iluminatului public, în ce stadiu ați ajuns, că deja un an de zile sau doi ani de zile tot aud că proiect și hop, proiect, dar nu văd lucrările. Îi cerem doamnei contabile să ne aducă copii după contractul care l-a semnat cu iluminatul? Nu, eu vă cred, eu întreb acum, când, dar spuneți-mi odată, domnule, pe 10 decembrie începe. Deci abia acum a fost licitația, s-a putut ține, nu s-a putut. Și încă costă contestațiile și 30-60 de zile sau cât o să vedeți. Nu, nu o singură. Poate câștigăm până mai, poate să sperăm, deci, nu? Deci a fost deschisă licitația, dar nu v-am spus încă o dată. A fost deschisă licitația, s-a prezentat, mi se pare, unul. Da? Și atunci sperăm să nu avem contestații. Da. Pentru producătorul de lămâni, să înțelegem, pentru producătorul de lămâni. Deci licitația pentru că e achiziție lămâni și montaj. Ați făcut separat, adică nu vine o firmă și face toate la un loc. Ba da, dar așa se cheamă, e achiziție, lăm și montaj. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos și atunci o dată exactă nu puteți să ziceți. O dată exactă eu aș spera că într-o săptămână, două să mă apuc de montaj. Am înțeles, asta înseamnă undeva la sfârșitul lui octombrie. Să zicem 4. Nu, să zicem 4. Exact la fel tare, motoare și pe mine ca și tu. Bine.
Cealaltă problemă, adică pe care sunt curios și eu și cred că și consilierii, în ceea ce privește drumul de la Târhăuș. Care treaba? Când trebuie să fie drumul ăla gata? Sunt vorbe că numai 2 metri o să fie, 3 metri o să fie, așa o să fie, nu o să fie așa. Acolo nu putem să facem, că nu era prins. Care e situația drumului de acolo și de ce merge așa greu sau când e termenul sau ce lățime? Ca să știm și noi ceva aici în Consiliu. A fost un an de zile, așa știu, perioada de lucruri la lucrările la Târhăuș și un an, parcă, nu? Drumul de la Târhăuș. Drumul de la Târhăuș. Da. 24 de luni. Aia, 2 ani. 2 ani. A, 2 ani atunci. Am înțeles. Au început, deci am început lucrările la consolidarea aurilor. Am fost pe teren, m-am întâlnit și cu constructorul și cu toate acolo. Lucrează pe proiect. Ei au zis că anul ăsta cu betoane, deci numai pe partea asta vor să meargă, mai au un pic și termină. Deci ceea ce e proiectul betoane pe partea târâului. De consolidare. De consolidare și am înțeles că să începe să pună materiale pe drum, pe urmă, pentru care umblă, nu știu, sub asfalt. Da, că de aia două și numai un pic. De aia am întrebat că știți, erau probleme și cu oamenii că trebuie făcut podurile, ăla e separat, vine în consiliu. Așa. Care e proiectul ăla? Ce o să facem? Cum o să facem? Și încă o întrebare. Apa noastră care e trasă acum, e tras pe o parte, nu? Pe Târhăuș. Aproximativ. Ba pe parte, ba mai spre... Fiți atent aici. Acum trebuie să facă șanțurile, nu? Ce o să fie cu țeava aia de apă? Care e băgat la un metru și șanțul trebuie să fie cât? 40 sau 50 de centimetri. Cum o să procedăm? Cum v-ați gândit că ar trebui să facem ca să fie bun, ca să nu stricăm la anul undeva dacă se sparge ceva, atunci luăm picamerul și ia spargem tot? Bun, acum ce care sunt soluțiile? Ce putem să facem? Că mi-a pus foarte multe întrebări niște oameni. Ce faceți cu el? Știți foarte bine că rețeaua de apă a trebuit adusă pe domeniul. Corect. Zona de, adică spațiu, e îngustă. E foarte îngust. Da? Am avut probleme cu persoane, chiar și când au schimbat stâlpii. Deci am rugat, am avut, în discuție, am avut oameni înțelegători, dar e suficient când unul, doi nu sunt înțelegători. Deci, au fost, să zicem, și două, trei persoane nu. Deci au fost persoane care, e obligatoriu, trebuia să pună stâlpii pe domeniul public. Dar unde zona îngustă, au fost persoane care au acceptat, da, domnule, pune-mi-l dinăuntru de gard, că vine, va veni și șanțul și drumul. Dar sunt persoane care au zis nu și nu poți să îl obligi. Păi da, dar asta am întrebat când s-a făcut proiectul ăla de drum. Cum s-a gândit? Că nu cred că pentru apă nu era proiectul făcut sau desenele, unde a fost trasa apa respectivă. Ce soluții găsim? Pe soluții că și așa merge foarte rău. Noi avem căminile alea care sunt, hidranță care sunt aia, rămân la omul la suprafață și conducta de destul mai va rămâne acolo. Bineînțeles. Păi, dar unde sunt este numai un metru, domnul. Dar acum să ne gândim foarte sunt clar. Trebuie să recunoaștem, sunt cam săpat și am că nu e nicio problemă, dacă este băgat la 1,80 m înăuntru, nu e nicio problemă, că deasupra faci șanțul, nu e nicio problemă. Iar acum să înalți într-un fel sau altul, un pic cu drumul. Și e vorba numai de vreo 30 cm și 10 cm grosime la șanț. Deci betonul. Am discutat și cu constructorul și-o zis, și cu proiectantul. Deci, acum sperăm să nu avem avarii, că vom avea avarii. În unele porțiuni nu vei avea ce face. Proiectul trebuie să-l ducă la capăt. Când vei avea o avarie, va trebui să intervii. Pentru că plăcile alea sunt întrerupte. Acum că o strici, că o poți lua de acolo, dar o strici mai mult. O strici, o faci înapoi. Am înțeles. Pentru că știți cum exact ca o avarie în mijlocul orașului. Ce se întâmplă? Chiar dacă e beton sau turnau, să taie, să depopertează și până înțeles. Și atunci, încă un lucru care să știm. Mi-a pus o întrebare și vreau să vă răspund. Cu podețele. Da.
cu intrările. Da. La fel am ajuns, am făcut o analiză tot așa cu constructorul, cu proiectantul. Șanțul trebuie să, deci nu se poate face nicio modificare, trebuie să-l ducă până la capăt, da. Deci sub nicio formă, să pot comanda un fel de dale, cum ar veni să o plăci, mai bine zis, de beton, care să pun, nu știu, 3-4 bucăți stabilit de fiecare intrare. Am 4 bucăți să zicem la intrarea principală, una la intrarea mică. Da, părerea mea, de aia am ajuns aici, de aia mea din cap, părerea mea este și dacă trebuie să suportăm un pic de bani din bugetul local, să fie aceeași la fiecare curte. Să adică, zicem așa. Dacă facem ceva, atunci să arată cum ar trebui să arate. A fost ideea din start, atunci când a fost la proiect, nu s-a putut băga pentru că e vorba de valoarea proiectului și trebuia să timișorezi foarte mult. Pentru că deja acolo, când te bagi la proiect, e vorba de altceva studii, când e vorba de, deja e podeș, adică se consideră altfel și e vorba de avize și mai mult. Dar se poate face lucrul ăsta, dar să-l suportăm noi. Am înțeles. Și aici, la proiectul ăsta, sunt curios, adică nu am văzut eu proiectul. Dacă puteți să ziceți... E la dispoziție și nu, dar nu, mă întreabă oamenii, ce lățime o să aibă drumul ăla? Spuneți-mi ce lățime și ce grosime la asfalt. Că se vorbește, unul zice că 2 cm, cealaltă zice că 7, cealaltă zice că 15. Să zicem odată și odată, asta e lățimea, asta e grosimea. Să înțeleagă lumea din comună, uite bă, așa o să fie. Deci vreau să vă spun, mai mult ca sigur că-s două straturi, deci undeva mai jurele, 7 metri. Deci dacă ar fi să aduc, nu l-am pe Victor aici, pe Bărsan, așa și sigur vor fi două benzi. Deci două benzi înseamnă singur undeva pe SS. Deci undeva până la 6 metri. Deci nu va fi mai lat, dar nu ai unde să-l faci mai lat. 6 metri. 6 metri ar ajunge. Ar ajunge. Deci nu va fi nici mai îngust ca ala de la Bolovănici, dar nici mai lat. Dar nici nu ai unde. Sunt porțiuni unde greu ne încadră. Cealaltă punct pe care vreau să ridic cu Chiar vă invit să veniți un pic să analizăm proiectul. Dacă e orice când am ce zic. Mai este proiect. Se mai poate modifica? Nu, ce mai modifică? Nu, dar stați așa în final. Să-l vedem. Ascultați-mă, modificări, sunt unele modificări poate care se pot face, dar nu majore. Încă un punct. Cu unele modificări, cu podurile, aia 15 poduri care ne-am zis că au fost câștigate și avem avize și nu știu ce. Ce stadiu suntem, care treaba și când se începe lucrurile? Așteptăm la Consiliul Județean acum, trebuie să ne dea autorizația ca noi să putem da oriunde începe. Deci în momentul ăsta, asta e... Deci avem toate avizele? Da, totul acolo totul e rezolvat. Deci sigur? Sigur, vă spun. Deci așteptăm autorizația să putem da ordinul de începe. Și cine a câștigat licitația? Licitația a câștigat de ilustrat. Bine, dacă mulțumesc frumos. Și încă un puc și cu ăsta am terminat. Haideți, domnul consilier, aveți atâtea puncte, aveți, ar trebui să bag și eu un punct. Numai un pic, termini după aia, bine? Ați fost întrebat prima. Fiți atent aici.